Păi stai. Bună, Simona, hai să intrăm. Discutam despre diabolizare, că polarizarea, poziționarea este diabolizare. Când zicem că așa da, așa nu și absolutizăm un bine, un ideal, atunci noi devenim o ființă întunecată. Și spuneai tu că toată lumea apreciază înțelepciunea lumii, nu? Gradele sociale, poziția socială și crede în ceea ce spune un om care are o anumită poziție socială sau a citit mai multe cărți, o bibliotecă întreagă și nu crede în experiența de viață. Deci aici, în școala iubirii, sunt oameni simpli care în confruntare cu viața au ajuns la o anumită înțelegere și viața i-a învățat. Deci ei anulează viața zicând că mai important sunt cărțile, înțelepciunea din cărți sau din biblioteci. Și Da, nu ce viața scriu în ele sine. acolo? Noi deja Da, avem, de să exemplu. știi, scuze-mă, noi avem pe manșură la, nu știu dacă la toate cele trei canale, avem afirmații cum că numai oamenii simpli pot să atingă adevărul. Deci, total pe dos. Toată lumea așteaptă ca la cel care are școli, învățătură, multe biblioteci citite, ei caută la ei înțelegere, înțelepciune și au credință în ceea ce spun ei. Dar toate lucrurile pe care le spun ei sunt din cărți. Pentru că pentru ei mai important este să se regleze față de mediul științific, mediul respectiv, da, de învățătură. Deci acela este important pentru ei. Și din cauza asta își dezvoltă o anumită înțelegere, folosesc strict numai acele teorii care sunt acceptate în mediul respectiv, deci numai acelea le folosesc și când vine cineva cu altceva le resping. E cum este cu Daniel Everett. Pentru că s-au simțit atacați, pentru că toată construcția lor era zero. Deci de obicei cei care fac o reformă distrug total ceea ce era vechi. Aruncă toată biblioteca la coșul de gunoi, îi dă foc. Și în cauza asta nu, pentru că omul, legat de acea înțelegere pe care el o promovează, este și partea lui de viață, adică este viața lui acolo și are impresia că dacă nu mai profesează acele lucruri, el de fapt e ca și cum e una ta la persoană, nu mai are cum să trăiască și pierde slujba. Înțelegi? Deci, din cauza asta ei nu pot să renunțe. Când vin alte idei, le resping, da? Și întotdeauna luptă pentru avantajele proprii. Deci devine un mijloc. Deci un mijloc de autopromovare. Și luptă în mediul respectiv. Dar pentru noi nu ne folosește absolut nimic. Absolut nimic. Totul e polarizat. Toată cunoașterea lumii, toate bibliotecile sunt așa de așa, nu? Pe principiul acesta. De polarizare. De ce? Pentru că această învățătură a folosit întotdeauna stăpânul la lume sau ca să poată să obțină stăpânitorii și în grupa lor intră și preoții, avocații, medicii și politicienii, să obțină autoritate. Ca oamenii să poată să îi se închine lor și să-i facă sclav. Deci, cunoașterea a fost folosită numai în slujba stăpânitorului și s-a dezvoltat acum o cunoaștere specifică. Ei au oamenii lor de știință care le motivează ideile, au câte o idee și le spun, haideți să demonstrați-mi că așa este. Și bineînțeles că se poate cu ajutorul științei, la fel ca la statistică, se poate demonstra orice vrei. Deci statistica poate să demonstreze absolut orice, depinde cum pui întrebarea. Și la fel este și la știință, poate să demonstreze absolut orice vrei. Da, pentru că nu e o știință comprehensivă care să cuprindă toate materiile, ci este numai, e tăiată pe feliuță. Știința este elitistă, nu vine din viață. Adevărata cunoaștere nu este deținută decât de oamenii simpli. Iar tipul de cunoaștere a oamenilor simpli nu poți să faci nimic cu ea, pentru că nu mai poți să conduci. Nu mai poți să conduci, nu mai poți să stăpânești, pentru că este paradoxală. Cunoașterea aceasta simplă pe care noi și clară, pe care noi o vehiculăm aici,
încercăm să o gândim și să o perfecționăm, este de tip și asta e valabil și asta e valabil, deci plus și minus sunt adevărate. Deci nu este exact cum ai spus tu, exclusivistă, nu exclude. Că întotdeauna cunoașterea particulară exclude. Și ei nu pot să aibă, să-și păstreze stăpânirea decât cu o cunoaștere particulară. În momentul în care și asta e valabil și asta e valabil, rolul lor a dispărut pentru că nu mai au autoritatea asupra ta. Vor avea autoritate întotdeauna atâta timp cât te polarizează și spui că numai așa este, deci îți absolutizează un bine. Și când absolutizează un bine, atunci omul devine o ființă întunecată. Da, deci ei conduc, de fapt, miliarde și miliarde de ființe întunecate. Pentru că nu mai există stăpânire, nu mai poți să respecti autoritatea lor. În momentul în care și plus și minus sunt valabile, s-a terminat, atunci te-ai unit cu Dumnezeu. Asta înseamnă Dumnezeu. Diavolul ce înseamnă? Polarizare. Întotdeauna când zici că numai așa este valabil, omul acela se și vede din comportamentul lui că devine radical, devine crud, nemilos, dur, rece, agresiv, violent. Da? Și are sentimentul că ai sentimentul că vrea să te excludă, să te elimine din univers. Deci se luptă cu tine cu o ură din aia mai tare decât a diavolului. Omul urăște mai mult decât diavolul. Eu am văzut pe diavol, nu este așa cum îl prezentăm noi. Este chiar un învățător, știi, și are respect. Are fair play. Bineînțeles că dacă îi dai ocazia, te distruge. Dar dacă ai puterea să te stăpânești și să... Știi cum l-am învins pe diavol întotdeauna? Prin unirea contrariilor. Și asta e valabil și asta e valabil. Deci de fiecare dată când discutam cu el, încerca să mă ducă într-o polarizare, știi? Că numai așa, numai așa. Și eu mereu zicea, dar și așa, și dar și așa, și invers. Așa am putut să scap de el. Și asta este soluția divină. Întotdeauna să ne supraveghem pe noi, să nu fim polarizați, să zicem că e ceva rău în lumea perfectă a lui Dumnezeu, că nu există așa ceva. Sau ceva bine, absolut. Nu există. Este și așa și așa. În fiecare clipă toate lucrurile sunt valabile și plus și minus sunt valabile în același timp. Și lumea este mișcată și are forma aceasta agresivă datorită faptului că noi absolutizăm o parte. Și atunci ea devine agresivă, că trebuie părțile pe care nu le-am luat în seamă, vin pe spre noi și ne lovesc. Deci noi ca să nu avem probleme în viață, trebuie să fim ca rabinul acela, să fim rabini. Și tu ai o dreptate, și tu ai dreptate. Să nu impunem ceva, să nu zice că numai așa este, că nu e adevărat, e o minciunare, e diabolizare aia. Și devenim radicali. Și se vede asta din comportamentul nostru, din vocea noastră, este un comportament drastic, drastic. Când omul este drastic și exigent și radical, el deja este o ființă întunecată. Când zice, nu pot să accept, ce să, că este vine tot de la Divin. Deci, l-au dat afară, a fost esențial pentru ei să-l dea afară pe Dumnezeu. Dacă nu-l dădea afară pe Dumnezeu, ei nu puteau să conducă lumea. Și nu existau diferențe, bogați, săraci, nu exista războaie, nimic din tot ceea ce, boli, toate astea dispăreau automat. Pentru că trebuie să nu fii bine ca să te îmbolnăvești. Trebuie să nu fii bine ca să ai nevoie de un reparator, un salvator. Deci principalul lucru, exact cum spunea Daniel Everett, ce să facă el la tribul acela care nu avea conceptul de bine-rău. Conceptul de bine rău generează timpul. Timpul nu ar exista. Deci nu există, în mod normal nu există timp. Deci noi ca să ne purtăm în viață ar trebui să fie o cooperare între dualitate și non-dualitate. Dualitatea o folosești ca un instrument, ca o sculă în rezolvarea situațiilor de viață, iar non-dualitatea o folosești în cooperare. Pentru că noi între noi suntem ființe vii și nu putem supraviețui decât dacă facem schimburi, dacă cooperăm. Dacă nu cooperăm, doar ne luptăm. Dacă nu cooperezi, lupți. Vreau să adaug la
ceea ce zici despre cărți și despre lumea din cărți, că într-adevăr este exclusivistă și nu reflectă neapărat adevărul realității a vieții. Problema este că dă mai multă credibilitate ceea ce a fost scris în cărți decât ceea ce au experimentat oamenii, decât vieții înșiși. De aceea avem acea. Se întâmplă fenomenul că, exact ce s-a întâmplat acum câțiva ani, acum nu câțiva ani, acum recent, când realitatea ți-a arătat ceva, iar la televizor îți zicea altceva, iar oamenii credeau ce ziceau la televizor. Pentru că oamenii au pierdut, sau cât, foarte mulți dintre noi am pierdut legătura cu sursa. Și pierzând legătura cu sursa, nu-ți rămâne decât cu sursa pământească, cu acești formatori de opinie, cu acești experți pe care nu-i vezi, nu-i știi, dar le dai toată credibilitatea. Deci nu dai nu-ți dai ție credibilitatea, ceea ce simți tu, ceea ce crezi tu, pentru că tu funcționezi, de fapt, după cum cântă ceilalți. Și de aia nu poți să accepti realitatea cum este. Trebuie să fie validată de cineva din exterior. Și e foarte prezentă în Europa de vest, după cum ai văzut și procentajul a oamenilor care au decis să asculte ce zice televizorul decât ce spune realitatea din jurul lor. Asta arată, de fapt, ruperea de divin, ruperea de sursă. Asta. Și se face prin educație, da, prin educația de acasă și prin școală cel mai mult. Da, dacă a spus profesorul că așa este, așa este. Opinia ta nu contează, creativitatea ta nu contează. Oh, bine că îi vorbesc, că vai, că ce idee grozavă ai avut. Deci nu, într-un fel, nu te exclud total, dar te exclud. Da? Pe de o parte zic, da, că vrem să avem cât mai multă creativitate și vrem să împuternicim oamenii, dar numai pe hârtie. În realitate nu se întâmplă asta. Chiar mă amuzam, am observat asta foarte repede în corporație, că la un moment dat se vorbea foarte mult de diversitate, diversitate de opinii, de aparență, de origine, de toate felurile și câte grozave sunt echipele care sunt diverse. Și da, realitatea nu era așa. Păi de ce nu era așa? Pentru că niciun șef nu vrea să-și angajeze pe unul care tot timpul se pune de-a curmezișul. E foarte logic. Numai în spiritul diversității, că la divers gândește altfel. Au mai fost care au angajat și după aia au trebuit să-i dea afară pentru că nu se putea lucra. S-a botat tot. Deci e una ceea ce propovăduiesc ei și una de fapt ce se întâmplă în realitate. Iar realitatea bate filmul, cum se spune, nu? Deci zicala asta este foarte adevărată. Numai că aici ne-am pierdut noi busola interioară și trebuie să o recuperăm. Unde este adevărul și unde este păcăleala? Eu nu înțeleg de ce oamenii îi ascultă pe ăștia care toți sunt polarizați. Și polarizarea înseamnă diabolizare. De ce vor să fie diavol? Pentru că nu rezolvă nimic. Polarizarea nu rezolvă nimic. Pentru că datorită polarizării ei sunt în situații respective și vin neplăcerile din față ca să se scoată din polarizare. Deci, când te duci la acești pseudo-înțelepți, ei nu te pot face decât să-ți amplifice polarizarea. Ți-o Ok, amplifică și mai departe. te face mai diavol decât erai. Eu atunci ceva. Cine vorbește despre polarizare în media? Vorbește cineva, explică cineva ce este polarizarea Păi în media? nu poate, Păi că dacă s-ar nu elimina pe poate. ei și ar pierde puterea. Și atunci cum poate să vadă unul? Omul funcționează, că așa funcționăm, în regulile date. Și tot jocul se ține între regulile date. Să se Adică păstreze în polarizarea, asta face.
mii de ani omenirea să-și păstrează polarizarea și autoritatea. Uite-te, mă gândesc că la un preot, dacă te duci la un preot și el ar zice așa da, așa nu, deci ambele părți sunt adevărate, atunci el și-ar pierde autoritatea și nu va veni nimeni la el pentru că s-a rezolvat situația de viață. Deci trebuie să facă în așa fel încât tot timpul să te polarizeze, ca să nu se rezolve nimic, mereu să ai nevoie de ei și ei vor păstra atunci autoritatea și Da. stăpânirea. Uite, Marius, ascultam ieri pe cineva foarte citit din România, pe care îl cheamă cu litera O. Nu e preot, dar apare cu un preot uneori la anumite emisiuni. Și foarte citit, cunoaște foarte bine religia, cunoaște foarte bine religiile lumii, foarte documentat. Și vreau să văd câte departe vii. Spune ceva un pic de polarizare, de bine și rău, dar așa foarte, deci deasupra smântânii de pe oală, da? Ca la următoarea frază se spune, dar trebuie să înțelegem ce ne-a învățat Isus, îi dai cezarului ce ai cezarului și lui Dumnezeu ce ai lui Dumnezeu. Deci ce vrea să-mi spună mie asta? Vrea să-mi spună că, de fapt, el este un actor al Matrix-ului care există și învață oamenii să stea cu minții acolo unde sunt. Deci, într-un fel, nu deranjați construcția, dați statului ce vă cere și dați lui Dumnezeu, adică bisericii, ce vă cere și stați cu minți, că nu puteți face nimic altceva. Deci, din toată palavrageala aia foarte interesantă, wow, ce exotic, atât are și a. Statu quo, păstrați statu quo. Da? Deci e o mare păcăleală pe care nu o vezi neapărat dacă nu știi exact ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă iubirea, ce înseamnă polarizarea și ce înseamnă statul, ceea ce noi discutăm și de atâta timp aici. Da, dar deci dacă nu ar exista această împărțire în bine și rău și absolutizarea unui bine, nu ar exista suferință în lume. Eu nu înțeleg de ce oamenii se duc taman la ăla care îi divizează. Deci toți ăștia îi divizează. Și medicul te divizează și avocat, toată lumea zice că nu e în regulă cum ești. Și totul este centrat pe tine, pe eu. Adică tu, bine tău, ai fixat, celălalt e de vină. Și totul se face, m-am uitat la psihologi, tot timpul zic ce să faci ca să fie ție bine. Păi aia înseamnă diabolizare. Binele propriu înseamnă eu pe primul plan. Adică e ca și când s-ar duce acolo, ar plăti bani, ani și ani de zile și sume foarte mari pentru ce? Ca să devină diavol? Deci întotdeauna omul Da. plătește bani numai ca să devină diavol. El altfel nu plătește bani. Și mai e un lucru. Plătește ca să li se spună că altcineva e de vină. Exact. Că altcineva e de vină. Că altcineva e de vină și că cineva acolo sus o să-i salveze la un moment dat dacă face asta și asta și mai știu eu ce mai face. Exact. Și totul vine din Salvator. Tot, absolut toată construcția lumii. Și e simplă, e foarte banală. Da. Nu știu dacă, eu cred că până la urmă ei își dau seama care este, de ce se face lucrul ăsta, dar nu pot să renunț la el că își pierd banii, își pierd Vrei să spui ce promotorii își dau seama? promotorii, avocații, medicii, politicienii și preoții, cred că la un anumit nivel își dau seama ce fac. Poate la început nu. Da. S-au dus acolo din credințe, nu știu ce. Dar încetul cu încetul își dau seama de puterea pe care o ai ei față de oameni. Și îi țin acolo. Că ei există atâta timp cât îi țin acolo polarizați. Dacă nu mai sunt polarizați, omul se eliberează. Și nu mai poate să se îmbolnăvească. Nu mai poate să participe la... Nu mai au autoritate pe el. Scuze-mă. Eu aș zice altceva. Nu știu dacă ei înțeleg atât de clar pe cât înțelegi tu și înțelegem noi. Cred că aș spune un procent foarte mic. Și procentul ăla foarte mic nu le are atât de clar în cap. Iar la ceilalți cred că nu este decât o împătare cu putere. Știi că atunci când ai băut prea mult vin și te-ai împătat. Și te simți bine, dar tu nu știi de ce.
Nu le-aș da atât de multă judecată, să spun că într-adevăr ar fi atât de. Pentru că dacă ar fi așa, ei ar fi conștienți, plasați pe partea opusă binelui, cum ar veni. Iar cei care știu sunt cei care înțeleg chestiile astea și unesc binele și răul. Adică unesc opusele. Mai zic o dată. Eu zic că acei oameni de care spui tu, eu nu cred că îi înțeleg. Pentru că dacă ar înțelege, ei ar înțelege cât de rău le fac oamenilor. Și dacă înțelegi cât de rău le faci oamenilor, automat tu știi că ești diavol. Dar nu cred că este vreunul care zice: Mamă, ce mândru sunt diavol. Nu, cred că e o păcăleală a lor, nu, cred că mintea nu-i lasă. Undeva ceva, conceptele se bată cap în cap și nu iese această conștientizare, băi, stai puțin, că eu pe ăsta, eu m-am făcut drac. Înseamnă că dacă eu m-am făcut drac, eu ăștia sunt ăia Drăcovenie, buni și s-a eu... făcut drăcovenie. Exact. Și cred că aici este o batere. Ei sunt îmbătați cu putere, atât. Cei care într-adevăr înțeleg puterea, cât, de fapt este o putere pe care o au, sunt cei care unesc contrariile, ăia de mai sus, care nu vor să fie nici drac, nici înger, vor să fie neutri. Exact. Și sunt în divinitate atunci. Dar să știi că această cale a unirii contrariilor le aduce pierdere. Eu cred că ei dau seama că dacă ar face lucrul ăsta, ar pierde autoritatea. Și din cauza asta nu pot să o facă. Eu cred că nici nu au ajuns până acolo, Marius. Tu le dai prea mult credit, eu nu. Iar în zona indiană, când ei zic află cine ești tu și tu ești sinele divin, funcționează ca Isus. Este un salvator. Sinele divin e salvator. Și aștepți cine știe ce și ai impresia că trebuie să faci mult exercițiu sau multe meditații ca să atingi sinele divin, când de fapt nu este nimic de atins. Viața așa cum este, este de fapt ultimul nivel. Vezi ce înșela sunt? Și ei se duc, dau bani ca să caute o viață întreagă, caută sinele divin și caută o anumită stare de liniște. Dar eu l-am întrebat pe un prieten de-al meu bun, cauți starea de liniște și că nu-ți vine. Și tot timpul te lupți, faci meditații și, nu știu, și pierzi timp și dai și bani de aiurea. Dar când vine o situație de conflict, ce faci? Deci la situația de conflict se vede dacă ești în liniște sau nu. Pentru că oricum trebuie să vină situația de conflict, pentru că tu nu ai vrut să unești contrariile ca să trăiești în divin și să blochezi inversul. Ai fost polarizat, ai zis că numai prin meditație și prin sinele divin se atinge această stare de liniște. Și nici nu trece prin cap că viața așa cum este, cu pierde, cu suferințe, cu bătălii, este de fapt ultimul nivel și nu e nimic de atins. Nu e nevoie de rugăciune, nu e nevoie de nimic. Îți dai seama și la rugăciune. Oamenii se roagă pentru un ideal, da? Un anumit bine. Când de fapt viața așa cum este, este singurul ideal. Deci un alt tip de manipulare. Deci, Noul Testament și cu New Age, New Age este Noul Testament pe nou. Și Noul Testament pe vechi. Deci e același lucru îmbrăcat cu alte concepte care păstrează aceleași raporturi de primordialitate. În momentul în care dispare Salvatorul, dispare autoritatea și dispar banii. Și e viața lor băgată acolo. Deci este un complex între neînțelegere și probabil la anumită vârstă, pentru că va vedea și preotul că oamenii se supun lui și va încerca să facă, să spună lucrurile în așa mod în care să păstreze supunerea. Și va înțelege până la urmă că dacă exprim o polarizare, îl legi pe omul acela. Asta înseamnă magie. Oamenii sunt vrăjiți. Ce nu știu. Dar eu nu cred că preotul înțelege polarizarea. Pentru că el spune că trebuie să fii bun, trebuie să lași, că uite, ăla e așa, pentru că tot se raportează la extern, la exterior. La fel și cei care fac yoga și meditație. De ce au ieșit, de ce sunt reactivi? Pentru că ei, când fac meditația să intre în liniște, ei intră în liniște ca un efect al exteriorului, ca un răspuns față de exterior, că exteriorul este așa de agitat, deci eu trebuie să intru în liniște. Deci ei se raportează tot timpul la exterior.
100% la exterior. De-aia și reacționează. Interesant este că ce forță imensă a avut religia, le pune niște absolute acolo, niște virtuți, idealuri și reguli de respectat și zice că numai așa vei ajunge să te mântuiești. Bun. Lucrurile astea intră ca niște viruși în ei, ca o travă. Intră o travă în ei și îi otrăvește și le omoară sufletul. Și ei atunci devin radicali, pun acele principii pe primul plan, acele reguli pe primul plan și pot să ucidă dacă nu corespunzi regulilor. Sau se pot ucide pe ei înșiși. Deci este de fapt o metodă de extinție în masă extraordinar de puternică. Am o întrebare aici. Cum pot să... Deci, un om este radicalizat, pune reguli pe primul plan, principii și mai departe, e radicalizat. Reacționează foarte brusc, rapid, agresiv, cu agresivitate și violență foarte mare, trântește, bufnește. Cum poți să schimbi un asemenea om? Pentru că nu poate să accepte, el a intrat în sine, în sângele omului acela, e felul lui de a fi. Se poate face ceva. Îi face Dumnezeu acum, Marius. Curățirea asta de ce crezi că există acum? Care a început? Deci oricum face schimba, tot oricum îi dă nefericiri și nemulțumiri și... Nu, e, trebuie să avem și noi grijă să nu ne poziționăm, știi, ca și salvatori. Nu e treaba noastră. Să acceptăm viața așa cum este. Deci idealurile sunt cele care ucid. Idealurile, ce bombă atomică? Asta e o bombă atomică, că intră în miliarde de oameni, idealurile. Și toată lumea ne predă idealuri, nu? Școala, preotul, religia, biserica, media, filmele, părinții, toată lumea idealuri. Ne omoară. Ne bagă idealul și recompense. Și recompense, da, idealul și recompense. Deci idealurile sunt cu recompensă. Da, uite, ascultam o chestie interesantă. Da. Interesantă astăzi, că acum, nu știu, cei care trăiesc în Anglia să confirme că acolo copiii când ajung la 18 ani și nu mai vor să trăiască cu părinții, pot să facă cerere la stat sau în Scoția, nu știu pe unde, și primesc casă și primesc și bani de la stat să stea acasă, 1500 de lire sau nu știu cât. Deci fără să facă nimic, tineri care sunt abia tineri, proaspăți, plin de, a trebui să fie plin de energie, de idei, de viață, de să fie viața la picioarele lor, să încerce tot ce există, să-și găsească menirea pe pământul ăsta, ei primesc casă și bani imediat de la stat. Fantastic. Ca să mă Ca să rămâne se pe... cer, da, ca să spună că nu mai am nevoie de părinți și mă descurc singur, are statul grijă de mine. Fantastic. Și se ocupă cu drogurile, cât să o face. Cu Ce viciile. să faci altceva? Da. Fantastic. Deci asta e cel mai mare pericol. În noua lume nouă, ți se vor da toate avantajele posibile de pe lume. Și oamenii vor dori asta. Vor dori. Nimic nu poate să se oprească. Se vor băga singur în lagăr, în lagărul digital. Hai să citim, nu știu pe unde am rămas, la pagina 236, nu? La din ce carte? Douglas Mook, Mock. Din... păi nu m-am uitat pe niciun alt capitol, știi, care zic eu că e interesant. Sau începem cu primul. Cu primul. Da. Dacă nu am citit, să zic eu, uite, ăsta e chiar ok, hai să-l facem. Hai să începem cu primul. Da. Și să vedem noi ce descoperim aici. Seamănă foarte mult cu școala zeilor. Așa. Zice câte puține adevăruri, dar face le dă peste cap. Păi,
Acum am înțeles, după ce am făcut ăla cu depresia ieri, că ei nu poate să dea chiar așa, deci trebuie să o mai spele într-un fel. Trebuie să ne și omoare și Da. să nu mai înviem. Da, cum ai zis tu, că trebuie raportată la dualitate, la ego. Da, ne bagă în ego, îl perfecționează. Da. Deci, pe experiențe. Uite aici, putem începe cu la pagina 77 și în carte e pagina 73 despre impulsul nervos. Asta ar fi, cu asta începe. Psihobiologie. Hermann von Helmholtz. Helmholtz. Și impulsul Da. nervos. Hai să vedem. Trebuie să Așa. înțelegem că un lucru foarte important, la fel a fost scrisă și Biblia și Noul Testament și toate scripturile lumii, există o zonă de ansamblu care, deci prima dată ei își definesc principiile de ansamblu. Spre exemplu, vrem să omorâm cât mai mulți oameni, principiul de ansamblu, după care caută în particular. Oamenii se uită doar la parte, știi, acolo, cum se joacă lucrurile, la terenul de joc, dar nu văd deloc principiul de la care s-a pornit și direcția încotro sunt îndreptați. Deci, să înțelegem că psihologia este pentru scăderea populației și să vedem cum o scade. Adică întărește ego-ul, fixează binele propriu, nu? Ai grijă numai de tine, celălalt este vinovat și apoi mai sunt alte perspective, cum se te manipulează ei, să te facă sclav, să nu-ți dai seama, să faci ceea ce vor ei, să răspunzi la comenzile lor. Aia a fost foarte important. Și toate sunt pe principiul acesta. Ai să vezi că toate din aceste experiențe au acest numitor comun. Și în același timp, după ce te-au folosit, să te arunci să scape repede de tine. Ei, știi ce fac? Am explicat. Ei te duc în poziția în care să vrei singur să mori. Adică să intri în conflict cu Divinul. Îți amplifică ego-ul și atunci ei știu foarte bine că vine Dumnezeu să scadă ego-ul prin neplăceri. Și acest lucru te face mereu să te duci la ei. Deci ai nevoie de ei, ai nevoie de reparator. Deci, foarte simplu, se amplifică ego-ul și ai nevoie de reparator, deci își păstrează autoritatea asupra ta și puterea asupra ta și te conduc. Atâta face. Îți crește ego-ul. Și toată lumea asta este pe principiul acesta al frumuseții, al atracției, al plăcerilor. Astea trebuie întărite, la fel ca noua ordine mondială cu stai acasă, nu muncești deloc, îți dă casă. Deci tu nu mai dai nimic societății, ești mort deja. Te-a omorât. Eul, Exact eul. cum au început Da. cu copiii ăia din Anglia, că le dau bani imediat cum au ieșit din casă. Exact. Hai să citim, să vedem ce zicem. Mai ales vezi că am schimbat capitolul. Hai să mergem mai degrabă la 119 și să continuăm, de fapt, cu ceea ce am învățat, cu ceea ce am făcut noi ieri, că am găsit ceva care cred că se merge mai bine. Trebuie să citesc primul capitol. Cred că primul capitol e despre cum funcționează mintea. Dar eu zic să facem aici la 10, Neil Miller, frica, instinct învățat. Da. O văd ca o continuare a ceea ce am făcut ieri. L-ai găsit? Da. Ok, încep. În anii ce au urmat fundării behaviorismului de către Watson, mișcarea a crescut și s-a extins. O nouă generație de experimentatori și teoreticieni a intrat în scenă, dar în timp ce aceștia au rămas behavioriști, psihologia era menită a fi studiul obiectiv al comportamentului. Au plasat studiul într-un context mai vast, recunoscând că există mai multe influențe asupra comportamentului decât presupuse Watson. Una dintre figurile proeminente care s-au evidențiat dintre acești neo-behavioriști a fost extraordinarul și energeticul Neil E. Miller, singura persoană care apare în două dintre capitolele acestei lucrări.
Da, Ossă Sarr, că el s-a născut în 1909, a murit în 2002. Ossă Sarr, partea asta cu ce a făcut, că e profesor la universitate și așa. Contribuțiile lui Miller în domeniul psihologiei au început cu cercetarea sa asupra fricii ca instinct învățat și rolul acesteia în conflict, cele două direcții de cercetare asupra cărora ne-am oprit atenția aici. Mai târziu, totuși, mintea sa activă s-a plecat spre studiul mecanismelor cerebrale implicate în motivație. De exemplu, faptul că rănirea poate fi provocată prin stimularea electrică a creierului la șoareci a fost descoperită de E. Koons în laboratorul lui Miller. Mai târziu, Miller s-a concentrat asupra medicinei comportamentului, în special asupra tehnicii numite biofeedback, folosită în prezent extensiv într-o varietate de condiții medicale, incluzând hipertensiunea, epilepsia și migrenă. O clipă, ne oprim Acad puțin, că vreau să spun ceva aici. Toate, și frica, și epilepsia, migrena, hipertensiunea, toate astea sunt generate de polarizare. Nivelul de polarizare a omului dă nivelul bolii, iar boala este vindecare, distruge polarizările. Deci fără polarizare nu există boli. Și psihologie nu există. Și nu există sociologie, nu există nimic. Atât. Și nu există salvator, și nu există scriptură, nu există decât divin. Deci, vindecarea ce pornește din momentul în care omul unește contrarele și nu mai zice că numai așa trebuie să fie lucrurile și nu se luptă și nu se apără pentru sine și cedează bine să o întotdeauna. Și a pornește vindecarea. Acolo se mișcă energiile cele mai mari. Deci, vezi, acolo unde se mișcă energiile cele mai mari, nimeni nu amintește niciodată de nimic. Nimeni nu se amintească că unirea contrarilor mișcă energii, că sacrificiul de sine, jertfa de sine pentru cea la fel, înfrânarea la fel, mișcă energii colosale de mari, în soartă. Deci modifică soarta. Nimeni nu o să spună chestia asta. Vreodată. Și situațiile de viață le schimbă. Deci întotdeauna se uită spre amănunte, omul este atras de amănuntele respective și acolo unde el cade, va cădea în continuare, că nu se referă la acele lucruri. Spre exemplu, rugăciunea, meditația și exercițiile de respirație nu se referă la slujirea celuilalt. Deci nu mișcă energiile de acolo deloc. Blochează, din contră, blochează evoluția interioară. Și sunt foarte Da. bine gândite astea. Deci este foarte simplu să știi, nu este nevoie de mari școli și complicații să cunoști ca să poți să distrugi oamenii. Trebuie să știi zona aceasta de ansamblu, cum funcționează, în locul unde se mișcă energiile. Asta. Și astea sunt câteva cuvinte. Și imediat îți dai seama de situație de viață. Deci, ca să rezolvi ceva, îți trebuie ceva foarte simplu. Deci, numai ceea ce e simplu. Deci, ceea ce este esențial e simplu. Deci esențele, ca să poți să le atingi, nu ai nevoie de complicații, nu ai nevoie de experiențe. Ele funcționează într-o zonă pe care oamenii nu amintesc niciodată că nu au cum să o vadă. Ei nu-și dau seama că dacă, pe exemplu, slujesc sau se înfrânează sau unesc contrariile, ei nu știu că acolo se mișcă energii colosale. Nimeni nu le spune asta. Iar dacă venim noi și spunem, ei nu o să accepte pentru că sunt plini de amănunte, de milioane, de miliarde de amănunte. Sunt exersați să privească lumea exterioară și, pe de altă parte, fixează binele lor. Pe când aici, la noi, este distrus binele propriu. Binele propriu este, de fapt, diavolul. Oricum distruge Dumnezeu, da? Deci ne punem accentul pe celălalt, nu pe noi. În momentul în care omul se duce spre celălalt și nu știe ce să-l facă fericit, atunci va fi și el fericit. Deci este indirectă fericirea. Deci nu se poate să fixezi. Boala vine ca să-ți distrugă faptul că te concentrezi pe tine. Adică pui interesul propriu pe primul plan și îți distruge. Boala, nefericirea, neplăcerile, necazul în viață distrug chestia asta. Deci sistemul este foarte simplu și clar sus. Mie mi l-a explicat omul acela din lumea de sus, care conduce lumea. Când vorbim mult cu el. Și este simplu, deci nu era sofisticat. El nu acordă atenție la chestia asta. Asta pentru ei sunt pentru manipulare, pentru blocarea omului.
Psihologia, sociologia, astea sunt pe de manipulări. Da. Deci le aruncă, românului, aruncă un prost o piatră și o sută încearcă să o scoată din lac, ceva Da. de genul ăsta. La fel și ei. Deci ei lucrează la ansamblu pentru că ei nu au nevoie să se ocupe de amănunte, că acolo se aruncă oamenii. Și acum, ok, hai să înțelegem ce înseamnă aia. Și o iau și o despică. Ca în interviul ăla cu un copil care fusese într-o tabără de curcubeu și au pus pe aia la muncă să desfacă curcubeul și să găsească efecte pozitive și negative. Adică mai degrabă pozitive, argumente să întărească pozitivitatea curcubeului în viața oamenilor. Da. Mai departe. Academia de Cercetare a Medicinii Comportamentale a înființat în onoarea sa premiul de cercetător debutant Neil A. Miller, iar Asociația Psihologică Americană a înființat un distins post de lector în numele său. Programul original al behaviorismului, așa cum fusese conceput de Watson, era foarte simplu. Era menit să determine relațiile dintre stimulii provenind din mediu și răspunsurile pe care le evocă astfel încât, cunoscând stimulul, să putem ști la ce răspuns să ne așteptăm sau, cunoscând răspunsul, să fim capabili să spunem ce stimul l-au provocat. În scurt timp, a devenit însă evident că acel program nu putea funcționa din două motive. În primul rând, chiar și comportamentul unor animale relativ simple era influențat atât din interior, cât și de mediul exterior. Experimentele lui Kurt Richter în 1922 au demonstrat aceste lucruri extrem de clar. De exemplu, șoarecii și-au intensificat impresionant activitatea de alergare spontană în momentul în care au fost deprivați de hrană. De vreme ce situația externă nu se modificase, șoarecii trebuiau să fi răspuns la o anumită influență interioară. Mai mult decât atât, efectul deprivării de hrană nu era menit să intensifice doar comportamentul de obținere a hranei. Acesta intensifica și un comportament, adică alergarea, care nu era legat de hrană într-un mod evident. Cu alte cuvinte, nu a provocat un răspuns particular. Mai degrabă a părut să aibă o influență generală și activatoare, nespecifică sau excitatoare asupra comportamentului. Deci s-au încărcat șoarecii cu energie și au început să alerge mai mult, să aibă atâta energie că nu știa ce să facă cu ea. Eu așa înțeleg. Da. Păi deprivarea de hrană, adică înfrânarea asta este rolul. Te încarcă cu energie. Mă întreb dacă ei și-au dat seama. Păi și-au dat Probabil că. seama când au povestit cu șoarece aceea că a intrat la al treilea ciclu de viață, n-au mai continuat. Eram curios. Mai trăiau? Mai trăiesc acum? E de am șobolanie acolo. Schimbau trei rânduri de cercetători. Moșteniți de la străbunicul. În al doilea rând, a fost evident că efectele întăririi, adică evenimente care urmează unei acțiuni, au fost importante ca și evenimentele care le-au precedat. Dacă șoarecii înfometați parcurgeau corect calea în labirint și erau recompensați cu mâncare pentru aceasta, atunci ei învățau labirintul. Aceste considerații i-au făcut pe cercetători să vorbească despre instincte ca factor motivațional al comportamentului. Nu, foamea constituia un instinct. Setea constituia un instinct, deprivarea sexuală producea un instinct, iar șocul sau alt stimul dureroși produceau la rândul lor instincte. Acestea excitau animalul în aceeași măsură în care o făceau foamea și setea. Ele furnizau totodată condiții pentru întărire. Încetarea unui șoc nervos și oferirea de hrană unui animal înfometat fac mai posibilă apariția răspunsului. Deci vezi ce frumos zice, ele furnizau totodată condiții pentru întărire. Da.
Adică mântărirea dorinței, eu așa o înțeleg aici. Adică Da. spune cu cât. Da. Dar atunci apare totuși o altă problemă. Oamenii fac adesea lucruri chiar și atunci când nu îi motivează niciun instinct biologic. Un scriitor poate să lucreze la o carte sau un cititor poate să studieze un autor atunci când nu este înfometat, însetat sau supus unor stimuli dureroși. Atunci alte motive mai complexe intră în acțiune, după cum o spune Miller. Citez. Oamenii nu se nasc cu o tendință de a se strădui să obțină bani, să descopere adevăruri științifice sau să achiziționeze simboluri ale statutului social și securității. Astfel de motive sunt învățate. Un impuls sau o recompensă care poate fi învățată este acela sau aceea care poate fi achiziționată printr-un stimul ce anterior nu avea efect, dar ajunge să aibă ca urmare a învățării. Astfel, un copil căruia nu i-a fost înainte frică de câini, învață să-i fie după ce este mușcat, ceea ce demonstrează că frica poate fi învățată. Ai înțeles ce am înțeles și eu, Marius? Că, Nu. de fapt, uite, chiar o frază. Oamenii nu se nasc cu o tendință de a se strădui de a obține bani, de a descoperi adevăruri științifice sau să achiziționeze simboluri ale statutului social și securității. Deci aici spun că exact tot ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, noi nu suntem născuți cu asta natural. Da. Aceste motive sunt învățate. Și acum întrebarea, care sunt motivele care ne-au învățat? Care sunt pârghiile care ne-au învățat? Ca, nu știu, unul să se ducă spre recunoaștere socială, unul s-a dus spre a achiziționa mulți bani, avea unii spre securitate. Securitatea. Deci oamenii vor o siguranță în viață. Da. Asta este bază și la toate animalele. Toate animalele vor o siguranță. Spre exemplu, uite-te la veveriță. Strânge ghindele, le ascunde în pământ și uite unde le pune. Da. Ia, îi ia Dumnezeu mintea. Las că Ea e plantatoare de copaci. Deci așa trebuia să fie. I-a luat mintea special că în modul acesta copacul acela se poate răspândi. Da. Da, uite, care este impulsul care ne face pe noi pe care noi, deci noi învățăm un impuls și datorită impulsului ăluia, Frica, noi facem. frica. Deci frica. Frica, da. E frică că nu să aibă același acces la resurse în viitor. Și își face depozite. Dar oamenii așa fac. Pentru asta. Pentru asta ei se străduiesc pentru bani. Pentru asta ei caută. Deci ei privesc știința, că aici a fost problema lor. O privesc știința, că nu poți să obții un randament cu un om care nu e pasionat. Omul care primește răsplată, cu el nu poți să obții. Este doar un executor, executant. Dar el nu înaintează pe teritorii noi. Nu e creativ. Aici a fost problema lor. Deci au dat seama că omului când îi dai recompensă, el trebuie, nu mai poate să facă nimic. Deci omul acela e doar interesat, abia așteaptă să termine, nu? Deci nu e interesat să promoveze, să evolueze. Deci ei trebuie să găsească acei oameni care muncesc gratuit pentru o idee și să dăruiesc gratuit pentru ideea respectivă. Numai aceea poți să ducă societatea înainte. Pasionații. Numai că pasionații ies din ordinea socială. Păi pasionați nu poți să-i ții tu. Ei distrug tot. Cum a fost Steve Jobs. A fost Edison. Edison la fel. El a fost dat afară. Nu știu dacă a terminat școala. A fost dat afară de la școală, că nu învăța, că nu era bun de nimic. Înțelegi? Deci ei sunt, nu poți să-i stimulezi, nu poți să-i faci absolut nimic. Ăia sunt cei care schimbă omenirea.
Mariu, vrei să spui că toată societatea asta pe care o citim, unde trăim noi de la al doilea război mondial, hai să o luăm așa că e mai recentă, e toată construită pe frică. Nu? Că aici există goana după bani, după descoperiri, după case, mașini și poziție socială și toate. Și înseamnă oamenii ăia, ca să strămoșii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, ca să facă toate astea, au avut o frică și frica a fost cauzată de război. Nu? Ce a fost în Europa atunci, în lume? A fost război, au distrus tot. Deci s-a distrus tot, a băgat trauma, că ceea ce numim noi traumă, frica în ei, frica de mâine, ziua de mâine. Iar toată industria, toată civilizația asta vestică a fost nu, că ei au construit două. Ei au construit o civilizația comunistă și civilizația vestică. Au zis, ok, îi distrugem pe toți, pe ăștia din vest îi lăsăm, deci ambii cu frică, și în vest punem capitalismul. Iar în est, totul aparține statului. Să vedem unde se dă randamentul cel mai bun, A probabil. avut o clipă, ca să pun ideea ta. Deci în comunism a mers pe restrângere, exact cum spune aici, restrângerea, ca să vadă ce se întâmplă. În vest a mers pe bunăstare. S-a dat drumul la. Da. Și vreau ceva că pierd ideea. Culmea este că ei se bazează întotdeauna pe cei pe care îi neagă. Deci numai cei care i-au eliminat din societate, i-au desconsiderat, tocmai aceia au fost cei care au creat ceva pentru societate. Deci întotdeauna omenirea se bazează pe cei pe care i-au negat, pe care i-au respins. Ăia sunt cei care duc societatea în sus, în continuare. Pentru că ei distrug tot ce este vechi și vine cu un nou și obligă după aceea să se adapteze la noul respectiv. Numai așa se poate progresa. Cum a făcut indianul acela, s-a făcut și un film cu el, cu Infinitul, care zicea că îi zice o zeiță cum se rezolvă problemele, știi? Și s-a dus la Cambridge, nu știu, până la Oxford. Și el zice că eu discut cu o zeiță și îmi spune care sunt rezolvările. Un indian. Și el ce a venit? El n-a stat să se adapteze la matematica occidentală, ci a venit cu o noutate și a pus pe ei să se adapteze la el. Și între timp el s-a pus în acord. Genial. Deci putem spune că oamenii care au accesat creativitatea lor moștenită, dată de Dumnezeu, sunt cei care nu au avut frică la bază. Deci la baza acțiunilor lor în viață, nu a stat la bază frica, nu frica i-a condus. Asta nu înseamnă că nu au avut o teamă, dar nu era predominantă. Nu, nu au avut teamă. Au avut toată siguranța că dacă se dedică ideilor lor, ei vor fi susținuți de viață. Nu s-au preocupat de bani, nu s-au preocupat niciodată, nu s-au uitat câți bani am. Nu au fost interesați, n-am ce să mănânc mâine. Păi înseamnă că n-au fost nici atașați de viață, Marius. N-au fost atașați de viață, că numai acela poate să comunice cu lumea sensibilă. De-aia suntem blocați, să nu comunicăm, de-aia suntem prinși în materie. Că altfel comunici cu lumea sensibilă și cine știe ce reforme faci. Îi mai dai afară și peste păniștea lumea. Da, Și este vorba dai. de universul propriu. Deci ei, stăpâni la lume, se gândesc în universul propriu ce se întâmplă cu tine. Dacă în universul propriu tu te desprinzi de materie, ei sunt în pericol. Să-ți dai seama ce înseamnă un singur om. Un singur om, dacă înțelege aceste lucruri și se detașează, atâta trebuie să se detașeze de materie. A început să schimbarea lumii. Că ei de ce a dat dă casa și să nu mai muncești deloc, îți dă un venit minim garantat tânărului, nu? În Scoția sau unde este, în Anglia. Special. Pentru că cel mai mare pericol este ca să evoluția interioară, evoluția spirituală interioară, desprinderea de materie. I-a dat o siguranță, știi, și siguranța îl ține țintuit. Știi? Îl ține fixat pe materie. Deci el a fost legat de materie.
De-aia vor acum ca toți oamenii să le dea un venit minim garantat, da? Îi leagă de materie și asta este distrugerea omenirii. Vor muri. Și nu știu asta. Pentru că noi numai prin schimburi, când dăruim energie, primim energie, deci dacă nu mai dai energie pentru ceilalți, tu începi să mori. Și știu sigur că asta se va întâmpla. Că a făcut experiment 2 ani de zile în Suedia. Le-a dat unui grup un venit minim garantat și în ideea că poate oamenii vor avea mai mulți bani decât li se dă de către stat. Nu, n-a vrut nimeni să mai muncească. Deci au intrat în degradare, în autodegradare. Le scade stimul Da, pentru... imunitar și mor singuri. Singur mor. Da, uite, vezi, aici ne întoarcem la ce a făcut ieri cu recompensa. Erau recompense, oamenii urmăresc mai recompensa. Acum mergi la servici pentru că primești salariul la sfârșitul lunii, îți place, nu-ți place, asta e. Dar în momentul în care zic, băi, dar primești oricum, dacă nu te mai duci la servici, ce faci? Păi îl iau, nu mă mai duc, foarte bine. Dar dacă ar spune, te duci la servici, dar nu mai primești salar, s-ar duce la servici? Nu, nu s-ar duce Nu. nimeni. Deci, adică așa este, a? Deci să fim onești. Ne ducem la servici, ne mai place câte ceva ce facem acolo, dar nu e, să spunem, scopul nostru în viață, așa, un cuvânt de actualitate. Deci Da. frica apare în momentul în care omul este polarizat. Frică este de fapt pierderea legăturii cu Dumnezeu. Soluția este să unești contrariile și atunci ai restabili legătura. Și nu te vor lăsa, nimeni nu te va lăsa. E când au spenit venitul minim garantat, CBDC-ul, moneda digitală, toate astea, le dau ca să te rupă de divin. Adică să te fixeze de materie, te fixeze de materie. Și atunci pierzi legătura cu Dumnezeu. Atâta timp. Deci este prima poruncă pe care o încalcă. Nu încalci. Îți faci chip cioplit idol, adică pui materia pe primul plan și ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Când el a zis nimic din lumea asta să nu acorzi atenție și atunci mă pui pe mine pe primul plan. Dacă mă pui pe mine pe primul plan, vei trăi. Și vezi că ne omoară. Deci noi când punem siguranța vieții că primești banii fără să muncești, casă și mai departe de la stat, când pui siguranța vieții, ai murit. Sufletul a început să moară. Deci i-a atacat direct sufletul. În continuare, aici este un atac asupra sufletului. Este o carte de diabolizare. Noi discutăm în zona de ansambluri acum. De aceea s-ar putea ca oamenii să nu le înțeleagă sau să nu accepte că ei sunt plini de toate conceptele astea ale lor. Și nu înțeleg nimic, parcă vorbim alte limbi. Noi aici vorbim o altă limbă. Da? Dar e zona de Cred că trebuie ansamblu. înțeleg mai ales. O să sunt și cei care nu înțeleg. Mai sunt și care înțeleg, dar așa puțin. Trebuie să pierzi materia ca să poți să înțelegi lucrurile acestea. Să ai suferință, să fii dezamăgit în viață. Asta trebuie să faci ca să poți să fii deschis la contactul cu Divinul. Hai să vedem ce mai zice. Frica. Frica, în acest caz, sună foarte mult ca un răspuns condiționat în termenii lui Pavlov. Stimulul, adică câinele, ajunge să provoace un răspuns, frica, pe care nu îl provocase înainte. Într-adevăr, Miller privește lucrurile în acest fel. Frica este un răspuns condiționat care devine atașat situației, stimul, în care au avut loc evenimentele dureroase. Atunci, fiind condiționată în acel fel, frica poate avea proprietățile unui instinct. Aha, deci frica nu este un instinct. Frica este considerată ca putând fi învățată pentru că poate fi învățată ca răspuns la semnale anterior neutre. Este denumită instinct pentru că aceasta poate motiva învățarea și performarea unor noi răspunsuri, în același fel ca foamea, setea și alte instincte. În cercetarea discutată aici, Miller și-a propus să demonstreze experimental că frica are într-adevăr aceste proprietăți. Da, de deci ce au făcut Marius?
au transformat frica într-un instinct alături de foame și de sete. Pentru că au putut. Da. Dar sunt una. Deci foamea, seta este una cu frica. Pentru că în măsura în care ți-e foame, ți-e frică că nu mai o să trăiești. Deci cresc împreună toate. Da, e o parte componentă, da? E Sunt ca un alte pat. nume ale același lucru. Dar ei au scos frica de acolo, probabil cu ideea cum putem să folosim noi sentimentul ăsta de frică și în alte domenii. Ca să adune oamenii bani, să alerge după poziții sociale, după averi, după nu știu. Pentru că materia ta e legătura cu Dumnezeu și apare frica. Deci frica este de fapt pierderea legăturii cu Divinul. Materia. Deci au fost simplu pentru ei. Au pus materia pe primul plan, reclame, nu știu ce, nu? Omul s-a atașat de materie și a apărut frica de a pierde. Frica de a pierde este echivalentul cu frica de a muri. Este frică să moară pentru că se atașează de materie. Deci materia este viața lui. Și în momentul în care pierde materia, are sentimentul că își pierde viața. Și este echivalentul cu frica de a muri, cu frică existențială. Deci materia devine el tratează materia, omul o privește prin identificare. El întotdeauna se identifică cu lucruri respective și zice eu. El, dacă nu zice eu, el nu poate să le trateze în interes propriu. Dacă nu zice eu, lucrurile nu mai aparțin lui, știi, sunt ale oricui. Deci, i s-a construit sentimentul de proprietate, a fost susținut de către legi, sentimentul acesta și de tradiții. Toată lumea a marjat pe chestia asta și omul acum este un om legat, e legat de materie. O pune pe primul plan. Și Dumnezeu a zis, nu pune materia pe primul plan, că o vei pierde. Deci, când vrei să crești controlul, pierzi controlul. Deci, noi am vrut să obținem un control al viitorului, ca variabilitatea mare a viitorului să o putem controla. Ne-a fost frică de viitor. De fapt, noi am pierdut legătura cu Dumnezeu și nu ne mai bazăm pe El, ne bazăm pe materie. Și Divinul atunci îl distruge această legătură. Tot timpul face asta. Atașamentul de materie. Deci cu cât omul se duce pe mai mulți pe materie, cu atât va fi desprins mai puternic. Și stăpânii la lume știu asta. Le-a dat multă materie oamenilor, i-a legat și atunci ei știu că vin forțele cerului să-l desprindă. Și își face tot timpul o viață nenorocită și nefericită, dar viața nefericită îl face să aibă depresii, să meargă la psiholog, să meargă la doctor, să bolnăvească, să apeleze la politician ca să rezolve problemele pe care le are obișnuite. Deci el nu merge la dătătorul vieții, că numai acela poate să rezolve probleme. El merge la salvatorii ăștia, la reparatorii ăștia, care de fapt, ei ca să existe, să aibă au rolul acela să te facă dependent ca să poată să existe, să trăiască, să aibă, să le dai bani ca să trăiască, să-i ții tu acolo, ei trebuie neapărat să te polarizeze, adică să te ducă spre materie. Că ce înseamnă polarizarea? Înseamnă materia pe primul plan. Adică când caută binele propriu, înseamnă că materia este pe primul plan. Deci când nu mai pui materia pe primul plan și nu mai este excitantă, nu mai este atrăgătoare, atunci scade eu. Când a scăzut eu, omul se înaintează divinul în viața lui și el rezolvă toate problemele. Deci face un fel de vrajă în care omul niciodată să nu poate să-l atingă, să știe că totul vine de la divin. Să nu poate să-l cunoască pe Dumnezeu, că dacă l-ar cunoaște, ar vedea că tot binele din lume vine de la el, de la divin. Dar nu mai mult decât are nevoie. Și atunci ar căpăta siguranță. Materia îi dă nesiguranță, că el tot timpul trebuie să lupte, materia curge, nu poate să fixeze nimic, știi? Și el trebuie să lupte o viață întreagă. Deci mărește nesiguranța. Deci frica crește în momentul în care omul se lipește de material. Ca să dispară frica, omul trebuie să se desprindă de materie. Deci cam asta este tema de aici. Cum să-i facem să-i legăm pe oameni de materie, să menținem frica, că frica ne păstrează nouă autoritatea. Autoritatea, puterea asupra lor și facem ce vrem cu viața lor și ei își cedează libertatea. Asta este frică.
Și ei ce fac? Măresc frica. O măresc prin polarizare sau o măresc crescând materia. Deci îți dă materie în posesie. Deci totul este foarte bine gândit, perfect gândit. Nu e vorba despre ce se discută aici. Aici noi vedem doar începuturile gândirilor, dar gândirea lor este în spate. Nu se amintește niciodată într-o carte de genul ăsta. Este asta pe care o discutăm noi, zona de ansamblu. Ei gândesc numai în ansambluri. Toți. Se întrunesc Bine, acolo aici gândesc în ansamblu. sunt ce au găsit cercetătorii prin anii 40-50, dar bineînțeles că rezultatele sunt luate în întâlniri cu oameni care sponsorizează astfel de cercetări ca să înțeleagă exact dinamica. Da? Deci în spate se discută cum putem să Da. folosim noi informația asta pe mase. Da. Da. Și Da, asta dirigează, ei facem. dirigează cercetările din zona aceea de la Măsuță, dirigează cercetarea. Pune că oamenii nevoie să de acest lucru. E cercetarea particulară. Aici sunt doar cercetări particulare. Zona de decizie nu e atinsă deloc. Nu se vorbească nimeni niciodată de zona aia. În școala iubirii se vorbește tot timpul de zona asta, dar cine ne ascultă? Cine trebuie, Marius, ne ascultă. Ne ascultă cine trebuie. Da. Atât, dar restul nu contează. Deci, tu știi foarte bine că ceea ce este de valoare este tot timpul puțin. E puțin, da. Da? Chiar și în materie. Poți să cumperi prăjituri cu 300 de euro, prăjitura. De ce? Pentru că sunt atât de puține, cum se face așa, de puțin, încât puținul ăla dă valoarea. Da. Nu cantitatea. De fapt, acolo unde vedem cantitate, unde toată lumea se duce, tocmai de acolo trebuie să fugim. Pentru că înseamnă că e cantitate, nu este calitate. Aceasta. Procedura Da. a fost următoarea. Procedura următoarea. Șoareci erau testați într-o cutie împărțită în două compartimente. Unul cu pereții vopsiți în negru, celălalt cu pereții vopsiți în alb. Cele două compartimente erau separate printr-o ușă prin care șoarecele putea fugi. Partea de jos a cutiei, într-o parte, consta din tije metalice prin care se putea trece curent electric pentru a elibera un șoc electric moderat la picioarele șoricelului. Atunci când șoarecilor li se permitea să exploreze aparatul, aceștia nu exprimau nicio preferință specială pentru vreunul dintre cele două compartimente ale cutiei. Apoi erau învățați să le fie frică de compartimentul alb. Atunci când un șoarece era plasat în acel compartiment, curentul era pornit, iar șoarecelui se permitea să scape de șoc, fugind prin ușiță în celălalt compartiment care era sigur. Fiecare șoarece a recepționat 10 astfel de încercări de condiționare. Aceasta a reprezentat prima fază a experimentului. După aceasta, aparatul generator de șoc a fost oprit permanent. Șoarecilor nu li s-a mai aplicat vreodată vreun șoc electric. Fiecare șoarece era plasat în fostul compartiment periculos. De fiecare dată când era poziționat acolo, șoarecele fugea repede prin ușiță în celălalt compartiment. De vreme ce. La condiționat. Da. Noi Da. am spune că l-au traumatizat. L-auto. Deci trauma este o condiționare. De vreme ce nu mai exista niciun șoc, se pare că șoarecele nu era motivat de nimic altceva în afară de teama de acel loc, produsă de faptul de a-i se fi aplicat înainte șocuri electrice acolo. Da. Deci asta se regăsește foarte mult și în viața noastră. De exemplu, la persoane. Știu că persoana aia a fost abuzivă cu mine și de fiecare. Știi, la școală, că se mai găsi câte un coleg de ăsta abuziv, când îl întâlnești și după 20 de ani vrei să-l eviți. Cu toate că poate omul ăla nu mai are nimic. E la școala iubirii, e totul numai iubire, dar instinctul este că ți amintești de trecut. Da. Există totuși o altă posibilitate. Poate că șoarecii pur și simplu și-au format un obicei de a fugi dintr-un compartiment în celălalt.
Întrebarea reală este dacă acest instinct învățat al fricii ar putea motiva învățarea de noi răspunsuri, unele pe care șoarecele nu le dăduse înainte. Așadar, în următoarea fază a experimentului, ușa dintre cele două compartimente era închisă. Șoarecele o putea deschide învârtind o rotiță care era montată pe unul dintre pereții compartimentului în care era plasat. Ușița urma să se deschidă, iar șoarecele putea să scape în compartimentul sigur. Atunci când acest lucru a fost realizat pentru prima oară, șoarecii au prezentat simptome comportamentale de frică, se încordau, se echemuiau și aveau mișcări aparent aleatorii. Instinctul învățat de frică avea o funcție de excitație energizantă, la fel ca acela de foame. În cele din urmă, șoarecele întorcea rotița accidental, momentul în care ușa se deschidea și el putea să scape în compartimentul sigur. În cazul încercărilor succesive, șoarecii se duceau la rotiță și o întorceau din ce în ce mai prompt. Apoi, ca o verificare finală, rotița a fost făcută ineficientă. Ușa putea fi deblocată dacă șoarecele apăsau un mic mâner. Atunci când s-a făcut această schimbare, învârtirea rotiței a fost înlocuită cu apăsarea mânerului. Scăparea dintr-un loc terifiant, prin urmare, motivează învățarea unor răspunsuri noi, din nou, la fel ca și în cazul foamei și setei. Aha. Deci, ei știu că cu cât ne bagă mai multă frică, cu atât vom căuta mai multe soluții sau o soluție să ieșim. Și odată ce soluția este închisă, altă soluție vom crea noi. Exact cum îmi spunea Marius, cum cred eu că o să fie în lumea nouă, ne pun ei acum restricții, dar oamenii vor căuta tot timpul o scăpare. Și ei vor trebui să vâneze toate aceste scăpări sau ușițe pe care oamenii le construiesc sau le găsesc. Și cum văd eu lucrurile, frica este atașamentul de materie și vor materia. De ce nu vor fugi? Nu vor fugi. Să piardă materia nu ar putea să suporte și o să caute soluții să fie legați de materie, dar tocmai materia îi omoară. Deci aici este cumva lucrurile sunt răsturnate. Frica de a pierde materia este de fapt cea care îi omoară. Deci ceea ce ei doresc cel mai mult îi omoară. Îi omoară. Deci este altceva decât aici, în viața de zi cu zi. Deci li se construiește tot timpul atracția aceasta a materiei, se lipesc de materia asta, se țin de ea strâns, le este frică să o piardă, luptă ca să o câștige. Da? Tot timpul. Și cu cât pierd materia mai repede, cu atât se leagă mai mult și cu cât se leagă mai mult, cu atât ei pierd energie și mor mai repede. Deci ceea ce omoară este ceea ce e plăcut, ceea ce ei, siguranța, stabilitatea vieții, bunăstarea, binele propriu, ăsta este cel care îi omoară. De fapt, este un uriaș mecanism de ucidere în masă. Polarizarea. În momentul în care omul este polarizat, înseamnă că materia este importantă, eu este important, deci este a început mecanismul de ucidere. Și cine te ucide? Te ucide preotul, avocatul, medicul, toată lumea, politicianul, toată lumea te polarizează, deci vrea să te omoare. Că exact era filmul al doilea cu insula. În insula n-aveai soluție. Deci vom fi duși în poziția în care nu există salvare. O să apară o formă de disperare. Iar să vezi care este cauza, nu poți să o vezi. Că cauza este atașamentul de materie și noi punem materie, o facem fixă. Noi tot timpul am fost învățați că materia e lucrul cel mai important. Că îți dă siguranță, îți dă stabilitate, îți dă viitor. Și noi lucrul ăsta nu o să putem să-l acceptăm. Și cu cât ne strângem mai mult de el, cu atât mai repede îl pierdem. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți arate să nu pui nimic pe lumea, din lumea asta pe primul plan, că ți se ia. Deci salvarea ar fi să dai drumul la siguranță, să renunți la siguranță, stabilitate, la toate lucrurile astea și nimeni nu va vrea asta. Și va lupta. Și în momentul în care luptă și se apără, ei pierd siguranța.
îi pierd pentru că se năsprește din față. Deci s-au pus în poziția forțelor cerului și lucrează pentru desprinderea noastră, stăpâna lume. Deci au făcut în așa fel încât să nu fie acuzați de Dumnezeu, știi, că ne omoară. Ne duc în locul în care vom vrea singuri să murim. Deci noi ne atașăm de materie, atașamentul ăsta este frica de a o pierde și exact lucrul pe care noi nouă ne este frică că îl pierdem, ăla ne omoară. Adică ți-e frică să trăiești. Deci nu vrei să trăiești, nu? Îți dai seama ce nebunie, poți să înțelegi asta. Deci noi punem posesiile, materia, totul pe primul plan. Și ar trebui să le dăm drumul, dar dacă le dăm drumul, noi le pierdem. Pentru că noi le fixăm și sunt lucrurile cele mai importante în viață, care îți dau siguranță în viață și în viitor. Noi dacă le pierdem, avem sentimentul că ne pierdem viața și luptăm să ne legăm de exact lucrurile care ne omoară. Deci noi luptăm să conservăm lucruri care ne omoară și mi se pare fantastic. Fantastic. Ce înțelegere au avut. Deci noi luptăm ca să murim. Luptăm, facem tot posibilul ca să murim. Ne legăm de materia asta când ar trebui să dăm drum. Dar pentru că tot timpul toată lumea ne-a polarizat, noi o vedem cel mai important lucru în viață. Viața noastră este una cu materie. Când simțim că îți ia materia, e ca și când ți-ai lua viața. Și atunci te ții de materie. Dar tocmai să pierzi materia trebuie. Că dacă nu-i dai drumul la materie, ai murit. Deci noi vrem să murim cu toții, vrem să murim. Și o să vezi că asta se va întâmpla. Marius, Adică, atunci... o clipă că uit. Dar și mai mult, îi determin pe ei, cu cât te strângi mai mult, îi determin pe ei să vină cu presiuni și mai mari. Adică presiunile n-ar fi nevoie de ele, cu împunsături, nu știu ce, dar îi determin să vină cu asta ca să te desprindă. Deci Divinul face chestia asta, o face genial. Oamenii vor muri foarte mulți. De ce poți să spui despre cursurile de abundență? Păi asta e. M-ai lovit. Asta e abundență. Omul caută abundență, caută materie și o fixează și Da. crede că asta e fericirea lui în viață. Dar el crede că e... Deci tot ceea ce zice el că e fericire, îl omoară. Abundența îl omoară. El nu de abundență are nevoie. El are nevoie să nu fie polarizat, să fie desprins. Deci nu are nevoie de abundență. Și atunci Dumnezeu îi dă cât are nevoie. Nu mai mult. Deci, noi avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de abundență, nu avem nevoie de materie, noi avem nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu în sine îți dă cât ai nevoie și știi că oricum facem asta, oricum primim ce avem nevoie, că nu datorită calităților noastre reușim în viață, ci El ne dă atâta cât avem nevoie. Când depășim necesitatea, smulgem noi de la El și atunci începe să ți se opună. Dar oricum primim. Deci trebuie să ne ducem în poziția în care să lăsăm pe el să ne facă viața frumoasă. Atât. Atât. Fără pretenții, fără așteptări. Așa, să zburăm. Zburători. Frunză în vânt. Când ești în starea aceasta, ai toată siguranța că lucrurile vor fi bine. Cu cât ești mai interesat, cu cât ești mai concentrat pe a obține un rezultat pozitiv în viitor, cu atât nu-l vei obține. Ce se va Păi, opune? Marius, atunci, păi, ea se aplică același principiu și la felul în care îți construiești viitorul. Adică dacă vrei să te retragi din lumea asta nebună și să-ți faci tu colțișor de lume retras, dar dacă tu mergi tot divizat, că eu ies de la ăia răi și mă fac bun, păi aceeași mâncare de pește. Păi da. Deci, într-un eu înțeleg că tu poți să stai și în lumea nouă, dar total desprins, să trăiești foarte bine, Nu e nicio total problemă, desprins da. în lumea nouă, dar Că poți să Dumnezeu ți-o trăiești... ordonează, nu tu, că el n-a plecat din lumea lui. Exact. E numai o metodă de disciplină pe care Dumnezeu o aplică celor care sunt foarte atașați de materie. Da, ca să le salveze viața, dar ei pun o semnificație negativă. Nu. No. Întotdeauna trebuie să ne gândim care este consecința unor afirmații. Spre exemplu, oamenii zic că sunt credincios,
da? În Isus, în biserică, mai știu ce, fiecare cu credințele lor, dar în momentul în care absolutizează credința respectivă, ei devin radicali. Consecința radicalismului înseamnă ură. Deci ei zic că sunt iubire, da? Dar urăsc. Trebuie să te uiți întotdeauna ce sunt comportamentul, unde duce comportamentul respectiv. Când au absolutizat, ei devin răzvrătiți și luptă cu tine. Faptul că au luptat, încep să lupte cu tine, înseamnă că nu e adevărat ceea ce spun și s-au diabolizat. Și că scopul scripturii respective nu a fost să ajungă să fie iubire, că ei nu sunt toleranți, trebuia să fie toleranți cu alte păreri, și scopul acelei religii a fost doar ca să-i polarizeze. Deci religiile te polarizează. Și apoi se bat salvatorii între ei, se bat tradițiile între ele, știi? Ne vedem diferiți, nu vedem că suntem aceeași ființă. Vedem pe ăla al care are alte tradiții, nu are alți zei și luptăm cu el și vrem să-l eliminăm. Pe Dumnezeu care vine sub forma diferită. Și totul vine din absolutizarea virtuților. Au toată siguranța că vei fi bun soldat. Și te verifică, scoate niște moaște din astea, știi, și te verifică. Și cât au venit? 100 de mii avem. Avem o armată de 100 de mii de oameni. Maru, știți la ce mă gândesc? Că, eu nu sunt în România, da? Deci văd din exterior. Dar văd în grupurile astea de pe Telegram care, sau pe Facebook, se bagă acum foarte mult naționalism. Deodată au scos ăștia harta României mare, au scos că ce au făcut An cu Antonescu, ce s-a mai întâmplat, într-un fel ne mai reamintește memoria. Dar cu 10 ani nu era chestia asta, nici acum 15 ani. Dar în același timp se pregătește război într-un fel. Deci eu cred că eu am impresia că îi pregătesc oamenii, le ridică spiritul naționalist până în pod ca să poate să înarmeze, să apere, să-i ducă la război undeva. Corect. Le trebuie numai pretextul ideal. Acum, vorbind, mă întreb dacă în țara asta din Est, imediat lângă noi, care au fost prerogativele care au dus la faptul că așa de mulți oameni s-au înrolat? Ce campanie de comunicare a fost dusă? Știind că actualul președinte avea nu știu câte, era actor și este actor și e țara cu cele mai multe studiouri unde se filmează filme, da? Ce le-au zis la oameni înainte? Ce se comunica înainte să înceapă așa zisul război, conflict de acolo? Zic că este o pregătire, se face pregătirea mai întâi, ca după aia să fie oamenii pregătiți, nu? Nu te ia așa din oală, nepregătit. Da. Păi a fost acea revoluție galbenă care a pornit de la ideea că Ucraina s-a retras deci a renunțat la aplicarea, la intrarea în Comunitatea Europeană. Asta a fost motivul. Oamenii vreau să intre în Comunitatea Europeană. Au fost păcăliți și nu înțeleg ce înseamnă asta. Mi-o păcălit pe engleză, iasă. Da, că e mai bine, că e nu mai știu ce. Dar vezi că tot timpul se pune pretextul ăla că e mai bine să faci. E tot Da. timpul pretextul că e mai bine. Da. Pentru că omul caută mai bine. Deci fără salvator nu existau războaie, să știi. Sau rachete nucleare, sau foamete, sau bogați, sau stăpânitori, nimic. Preoți, nu existau preoți, nu exista biserică. Fără salvator nu există biserică. Înțelegi? Nu există politician, nu există medic, nu există boli, nu există avocați. Tot se bazează pe ideea că nu ești bine. Întâi trebuie să te facă să nu fii bine, după care vine ca niște reparatori. Atâta fac. Și am observat asta din cât de puternic, cât de intens. În 52 de capitole la Iisus Fiul lui Sirac și dincolo și la Proverbe și peste tot, au făcut cât efort a făcut de la fiecare propoziție zicea așa trebuie făcut, așa nu trebuie făcut. Așa da, așa nu. Împărțire. Au pus binele pe primul plan și omul asta face
i-a dat acest principiu să-ți cauți binele tot timpul în viață și ne-a legat. Fantastic. Dar vezi că și în familie noi nu facem același lucru. Ia-ți umbrela, ia-ți pelerina, nu? Împărțire. Tot un salvator acolo. Că pelerina te salvează sau umbrela te salvează. Dar de ce l-aduci pe salvator acolo? De ce te identifici cu salvatorul? Noi suntem încă în proces de a descoperi Salvatorul. Abia am descoperit că există conceptul de Salvator care ne omoară și acum trebuie să-l găsim în fiecare mișcare a noastră. Stăm cu el la masă, dormim cu el, cu Salvatorul. Ne trezim cu Salvatorul în minte. Tot timpul te gândim cu ce pot să fac eu să-l salvez pe celălalt. Indirect sau direct. Sau să-mi fie mie mai bine. Da. Că tu, de fapt, când ai zis ia umbrela, ia jacheta, de fapt te-ai gândit la tine, ca el să facă ce vrei tu și dacă el face ce vrei tu, ego-ul tău mai crește puțin. O ocazie minunată. Dați crește ego-ul. Păi săracul Ai să folosit ajungă forța în... ca să crești ego-ul. Păi se mai zbate și el, ce se face? E și el pe acolo, să răscolește ca un vierme pe pământ. E foame. Da. Da. Pe scurt, frica. Vezi? Care are ambele proprietăți definitorii ale instinctului. Acesta energizează comportamentul și poate motiva o nouă învățare. Suntem obișnuiți acum să considerăm frica drept o stare mentală internă, neobservabilă. Vorbind despre frică, se dezice Warren Miller de accentul pus pe comportamentaliștii, pe stimul de și răspunsurile observabile. Nu neapărat. Reacțiile la șoc sau alt stimul dureroși sunt doar alte reacții. Acestea pot include înțepenirea, tensionarea, o creștere a ritmului cardiac, o creștere a ritmului respirator și așa mai departe. Toate acestea sunt răspunsuri care fie pot fi observate direct, fie măsurate cu aparate potrivite. Astfel, putem arăta că aceste răspunsuri au loc fără a trage concluzii despre starea mentală a animalului, dacă există vreuna. Mai mult decât atât, ne amintim că atunci când animalul antrenat era plasat în cutia periculoasă, făcea în mare parte aceleași lucruri. Înțepenea sau devenea tensionat, iar experimentele de mai târziu arăta că, de fapt, ritmul său cardiac și respirator creșteau. Toate aceste schimbări din corp aduceau stimul, stimul intern, dar totuși stimul. Miller a sugerat că ceea ce experimentăm ca frică este, de fapt, experiența noastră cu aceste răspunsuri condiționate. Sau mai precis, experiența stimulilor cărora acestea le dau naștere. Pe scurt, ne putem gândi la frică pur și simplu ca la forma condiționată a reacției la durere și stimulii produși de acesta. Acest stimul autoprodus, a sugerat Miller, constituie adevăratul instinct. Prezența acestora energizează comportamentul, iar îndepărtarea lor, atunci când animalul este în siguranță și nu-i mai este frică, întărește noi răspunsuri, cum ar fi întoarcerea rotiței sau apăsarea mânerului. Da, ne oprim aici să înțelegem despre ce vorba. Care e părerea ta? Stimul. Deci, Da, din de afară vin eu. stimuli și Da. pierderea stimulilor înseamnă apare frică, pentru că ești atașat de stimul, pentru că stimulii ți-au dat o stare de bine. Și pierderea stării Da. de bine apare frica de a pierde. Iar frica de a pierde ceva este frica de a pierde viața. Pentru că lucrurile acelea Da. pe care noi le tezaurizăm și care vrem să le depozităm, credem că viața noastră depinde de ele, continuitatea vieții.
Deci, de fapt, pierderea, frica de a pierde viața. Dar orice pierdem, orice lucru pe care îl pierdem, ne avem sentimentul că pierdem viața. Frica de a pierde. Deci ne-au condiționat. Ei și-au dat seama că noi nu credem în Dumnezeu. Atâta timp când noi așteptăm ca este eu să ne facă fericiți, noi întotdeauna suntem în pericol de a intra în frică, de a ne îmbolnăvi și de a primi lovituri din față dintre cele mai grele, că ne atașăm. Cu cât atașamentul este mai mare, cu atât loviturile vor fi mai puternice. Dar dacă noi am trăit viața desprinși, adică să nu ne gândim la, să nu facem depozite, să nu ne gândim la binele propriu, să nu-l fixăm deloc, să nu ne preocupăm de binele nostru, ci mai de binele celuilalt, atunci, de fapt, noi ne predăm în mâna lui Dumnezeu. Și atunci el îți face viața frumoasă, tu nu mai ai niciun fel de grijă. Asta e situația ideală, este simplă, este la îndemână, dar nu avem încredere, nu avem credință. Pentru că noi nu știm că este Dumnezeu. Normal, trebuia o scriptură adevărată, este o scriptură care pune accentul pe prezența lui Dumnezeu și atât. Mereu ți-l arată că este în toate pozițiile, ca tu să-ți dai seama că totul este mișcat de el și să-l vezi și în omul din fața ta și mai departe. Și când noi îl vedem peste tot, nu mai este nevoie să luptăm, să ne apărăm, că nu mai avem cu cine și nu mai avem nevoie să ne facem depozite. Deci dispare frica. Dispare frica de a pierde, că nu mai ai ce să pierzi. Dacă el îți dă totul, nu mai există frică de a pierde. Și atunci viața ta devine frumoasă, dar tu îți pierzi individualitatea, te unești cu Divinul și nu știi ce să faci ca celuia să fie fericit. Adică îl slujești numai pe Dumnezeu. Îl pui pe primul plan. Că dacă nu îl pui pe el pe primul plan, el nu este pe niciun plan. Nu este niciunde. Deci dacă pui materia pe primul plan, te-ai terminat. A început mecanismul ăla de divin de aducere în neutralitate, în starea de zero, de echilibru. Deci ce au făcut ăștia care au studiat la măsuță? Și-au dat seama și au înțeles și simplu. Nu durează mult. În 2 ani de zile, imediat îți dai seama. Și-au dat seama că cum se poate manipula omul, cum poți să-l duci în dezastru, cum poți să-l nenorocești sau cum poți să-l eliberezi. Da? Și au construit scripturi și tot felul de teste care sunt programe, sunt programări neurolingvistice cu concepte, o mulțime, care îl fac pe om să fie captiv într-o închisoare conceptuală pe care ei o numesc Matrix. Și din care nu se poate ieși deloc decât dacă inversezi conceptele lor. Numai așa. Și noi o să încercăm să luăm dicționarul limbii române, să dăm peste cap toate conceptele de acolo și să vedem, să facem unirea cu sufletul. Adică să înțelegem că noi trebuie, deci întotdeauna te salvezi din situațiile critice numai dacă te unești cu sufletul. Deci dacă faci invers decât vrei tu, decât îți spune interesul tău, dacă te opui interesului propriu, atunci rezolvi situația. Deci orice situație de viață se rezolvă necăutându-ți binele. Cedându-ți binele. Și atunci se rezolvă de la sine. Este foarte simplu. Marius, mi se pare că vorbind despre aceste experimente, parcă întărește și mai mult argumentarea învățăturii școlii iubirii. Da. Și eu mă simt și mai eliberat, într-adevăr. Da. Și este. Aici avem exact felul în care ei gândesc sau care este, nu gândesc ei, care ne este pus nouă să gândim. Da. Cum Și noi suntem gândim. neprogramați? Da, cum suntem noi programați, da. Uite, zice clar aici, nu? Zice stimul. Cuvântul stimul. Experiența stimulilor. Atâta. Da. Și apoi zice că stimulii ăștia ne țin legați de materie și sunt autoproduși. Exact, asta vreau să zic, că sunt autoproduși și constituie adevărul instinctual al fiecăruia. De aceea adevărul nu e același cu al tău, pentru că stimulii care sunt produși de mine mi-au provocat o înțelegere, un adevăr care e diferit de al tău. Right. Da. Și de-aia ne batem între noi, că noi zicem, păi vezi că ești fals, că nu e adevărat ce zici. Păi, ba da, e adevărat că bazat pe stimuli,
corpul meu reacționează altfel decât al tău. Deci adevărul meu nu are cum să fie identic cu al tău pentru că noi nu suntem identici. Noi, fiecare din noi, vrem să conservăm un bine în viitor, binele nostru de viitor, sau să-l depozităm. Vrem să-l conservăm. Dar binele meu nu corespunde cu binele celuilalt. Și din cauza asta intrăm în conflict. În fond, noi nu binele trebuie să-l fixăm, binele propriu, ci binele celuilalt care e Dumnezeu. Când fixezi bine celuilalt și ești indiferent la binele tău, ești una cu celălalt pentru că faci același lucru pe care îl face și Dumnezeu și toată lumea, dacă ar face lucrul acesta, atunci te unești cu Divinul. Deci cel mai periculos lucru este binele individual, pentru că te face diferit. Te face să te vezi diferit și pe cel dușman și adversar și lupți o viață întreagă, dar omul luptă și pentru ținte care nu sunt normale. Caută o fericire din lumea aceasta și lumea, pentru că se mișcă tot timpul, niciodată nu poate să prindă nicio fericire, nu poate să o păstreze, curge, se schimbă, trece, se schimbă. Și în cazul asta noi căutăm în afară fericirea, dar nu este capabil să-ți dea fericirea pentru că el se modifică, e supus timpului. Da? Singura fericire pornește în momentul în care tu renunți la fericirile acestei lume. Atunci pornește cea mai fantastică fericire care nu depinde de ceva din afară și nu se termină niciodată. Dar noi avem închis. Pentru că dacă fixăm binele nostru, niciodată nu atingem această fericire care nu depinde de exterior. Nici nu știm că există. Nici nu ne trece prin cap că există. Deci noi ar trebui să mergem spre divin, dar nu știm ce înseamnă divinul. Nu înseamnă să ai, să câștigi abundență, cum spui tu, înseamnă lipsă de abundență. Înseamnă să nu ai și nu ne putem închipui cum o fericire poate să fie a nu avea. Înțelegi? A nu avea siguranță e cea mai mare siguranță. Pentru că te lași în mâna Dumnezeu, te duce și are grijă de tine. Dar dacă El nu este cu tine, tu ești în pericol. Pentru că întotdeauna toate alegerile tale vor fi polarizate, poziționate, vor fi particulare. Nu vei vedea toate soluțiile. Vei fi limitat. Singura soluție este să te lași în mâna lui și atunci el te conduce. Că zice și în Biblie, este suficient să mă lăsați să merg ca un stâlp de foc în fața voastră și vă voi apăra 10.000 dacă vă atacă din stânga, 10.000 din dreapta îi voi dobâri și voi apăra și călcâiul de piatră ascuțită. Deci, ce a zis? Să te lași. Deci ai în fața ta o armată de 100 de ori, de 1.000 de ori mai puternică decât tine și atunci vei câștiga. Vei câștiga dacă îl pui pe Dumnezeu mai presus decât toate. Adică nu binele tău înseamnă Dumnezeu, nu binele tău. În momentul în care ai pus binele tău, ai început să pierzi energie vitală și de ce apare frica? Că pui ceva pe primul plan care nu poate fi pus pe primul plan, că e secundar și doar îți ia viața. Materia doar îți ia viața și nu te poate energiza, cum zic ei aici. Nu-ți pot da nimic. Deci noi suntem absurzi. Dar nici nu putem să ne închipuim, să știți, suntem blocați complet, pentru că tot timpul am fost programați să căutăm fericirile lumii și să pierdem viața în zadar. Noi suntem pierzători de viață. Nu ne putem închipui că nu vrea fericirea lumii este cea mai mare fericire. Nu putem crede, înțelege lucrul ăsta. A nu avea mai mult, a nu avea abundență e cea mai mare fericire. A nu câștiga. A nu fi bine, a nu fi fericit în ordine umană, în ordinea lumii, este cea mai mare fericire. Adică să nu cauți ceva din viața asta să te facă fericit, pentru că te va face nefericit. Cu cât noi ne strângem mai mult și luptăm mai mult pentru fericirea acestei lumi, cu atât primim o nefericire și mai mare. Mai mare. Și pare o nebunie să facem asta, dar suntem așa de dirijați și așa de păcăliți, așa de mințiți, încât nu știm. Exact cum spunea îngerul, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care au venit ei pe pământ. Deci scopul nu e aduna. Scopul e a nu aduna, a nu vrea, a nu avea mai mult decât trebuie, a nu dori mai mult. Asta este scopul, a dori cât mai puțin. Și omul nu poate să-și echipe cum să dori și mai puțin de ce mai mare fericire. Păi da, pentru că cu cât ai mai puțin, nu ai ce să pierzi. Și nimeni nu poate să te ia nimic. Și atunci ești cel mai fericit. Când mai frică. Deci atașamentul, că suntem la capitolul de frică, atașamentul de materie duce la frică. Pentru că noi o punem pe primul plan. Este încălcarea primei porunci. Să nu-ți faci chipcioplii și idol. Adică nimic din lumea asta să nu pui pe primul plan că mă pierzi pe mine. Dacă mă pierzi pe mine, vei fi frică. Frica ce înseamnă? Frica
de a pierde pe Dumnezeu. Apare frica că l-am pierdut pe Dumnezeu. L-am pierdut. Când pui materia pe prim plan, îl pierzi. Și așa ne manipulează ăștia toată stăpânirea asta a lumii. Mereu îți dă niște ținte pe care le pui tu pe primul plan. Și de-aia ziceam că virtuțile, idealurile, regulile și principiile puse pe primul plan înseamnă bomba atomică. Echivalentul cu milioane de bombe atomice. Este cea mai puternică armă posibilă și este în mâna preotului. Preoții sunt cei care conduc lumea. Nu politicienii. Politicienii ăștia depind de preot. În momentul în care preotul, spre exemplu, distruge virtuțile și principiile și regulile, ăștia au murit. Stăpânii la lume au dispărut instantaneu cu cașobolanii. Nu mai au suport. Oamenii nu-i mai respectă, nu mai se supun. Și s-a terminat cu puterea lor. Deci puterea lor este o putere simbolică. Atâta timp cât oamenii pun aceste chestii pe primul plan, vor suferi maxim. Vor fi soldați buni. Și au făcut Da. viața pulbere. Cel mai mare pericol, pentru că te uiți la ei cât de radical sunt, pun niște principii, pun niște, o nebunie, să pui tu reguli pe primul plan, să le fixezi pe ăla. De ce? Că ești o ființă liberă, ești o ființă divină. De ce vrei să te înrobești unei reguli? Când după aceea devii radical cu cel care încalcă regula. Sau chiar cu tine. În momentul în care încalci anumite reguli, nu te mai poți suporta. Nu mai poți să te accepti pe tine. Vrei să te omori. Regula ucide pe primul plan. Principiile, idealurile, virtuțile, toate lucrurile astea, binele propriu pus pe primul plan. N-ai voie să-ți cauți Sau binele niciodată. un adevăr recunoscut de ceilalți, că așa trebuie să fie cineva sau că așa dă bine. Da. În aceeași Nu categorie avem cu legea. același numitor comun. Omul, ca să aibă același numitor comun, trebuie tot să cadă de acord că nu trebuie să caute viața și n-ai cum să-i faci să facă lucrul acesta, pentru că ei sunt stimulați, stimulii ăștia din afară, sunt stimulați că materia e primul plan. Și că dacă pierzi materia, îți pierzi siguranța în viitor și el luptă pentru materie ca să aibă o siguranță, o stabilitate în viitor. Da, și vezi acum în noua ordine mondială le dă venit minim garantat, nu? Siguranță, le dă o siguranță în viitor. Și vor face ce vor cu ei. Absolut ce vor. Sunt animaluțe, sunt soldăței. Soldăței de plumb. Nu mai sunt oameni, sunt roboței. Și-au pierdut omenia. Nu mai sunt liberi. Nu mai gândesc cu ce vor ei, gândesc cu ce le spun. Dar asta am fost de mii de ani, nu e acum a apărut. Acum doar se perfecționează sistemul ăsta. Dar de mii de ani noi am fost programați, am fost roboței întotdeauna. Atâta timp cât omul se luptă cu aproape de lui, e roboțel, el se supune diavolului, pentru că nu știe că este o ființă comună. Uite-te, să se întrebe, fiecare să se întrebe, inima face lucrul ăsta. Dacă inima a intrat în conflict cu organele din interior, ce s-ar întâmpla? Sau celelalte organe cu ea? Sau celulele între ele? Nimeni nu-și permite lucrul ăsta. Sau aerul? Sau să intre în conflict unele cu altele? Da? Aerul, soarele. Peste tot în universul ăsta nu există decât iubire, adică sacrificiu de sine, jertfă. Totul se jertfește și continuu se jertfește. Asta înseamnă viață. Dumnezeu se jertfește continuu. Și noi inventăm tot felul de bine propriu chestii în asta. Siguranță. Care e siguranță că totul vine de la Divin? Nu știm că este Dumnezeu peste tot. Nu știm, nu ne lasă să înțelegem lucrul ăsta. Că dacă știi că e Dumnezeu peste tot, nu-ți mai faci niciun fel de grijă și nu mai îți faci depozite. Nu mai faci depozite și nu mai luți, nu mai este frică să pierzi, că nu mai ai ce să pierzi. Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îți ia. Și când ajungi la această înțelegere, nu te mai poate afecta nimica. Deci de aia te țin în frică. Ei îți cultivă frica. Legându-te de materie, îți cultivă frica. Stimulii aceștia. Deci nu fac decât să păstreze stimulii continuu. Continuu, continuu, continuu. Atât fac. Și să te polarizeze. Toată lumea te polarizează. Filme. Netflix. Acolo personajul bun. Tot Netflix nu e nimic adevărat. E personajul bun care învinge pe cel a împărțit în bine și rău. Vei căuta binele și în viața de toate zilele vei face la fel și îl vei vedea pe celălalt care îți atentează la binele tău ca dușman și vei lupta cu el. Și pentru că ai pus binele pe plan, îl vei crea.
și va veni împotriva ta și vei da și puterea și vei da și victoria, cu siguranță. Atâta timp cât ești polarizat, vei suferi. Nu cred că vor înțelege oamenii nou cum. La școala iubirii, știi ce trebuie? Citite cărțile mult și de mai multe ori, nu o singură dată, văzute toate filmele, ca încetul cu încetul să putem să ne desprindem de, că nici chiar noi nu putem să, de multe ori cădem în polarizare. Și e așa de băgată în sânge, parcă e în sângele nostru, în gena noastră polarizarea aceasta, ca să putem să evadăm din spitalul de nebuni. Cred că cea mai mare fericire în lume e să scap de spitalul de nebuni. Insula, insula. Eu zic, Marius, că dacă dăruim, facem, dacă facem totul pentru celălalt, nici nu mai există frică. Da, bineînțeles. Că nu mai... Numai ce să aperi, sigur că da. Dispare frica, dispare frica de moarte și primești și viață. Te energizezi, cum zic ei. Hai să mai mergem, să terminăm pe asta. Red Bull divin. Da. Acesta nu este decât un simplu experiment demonstrativ, dar ideea fundamentală ar putea avea ramificații care să meargă mult dincolo de aceasta. Permiteți-ne să ne întoarcem la exemplele cu care am început. Cineva care învață pentru un examen sau scrie o carte. Am consimțit că această muncă este dificilă, se poate întâmpla în lipsa totală a foamei, setei sau durerii. Dar ce poate fi prezentă și foarte importantă este starea de frică sau anxietate care ar putea fi provocată dacă nu ar exista aceste comportamente. Autorul care se oprește din lucru poate deveni anxios față de termenul de predare iminent. Studentul care se oprește din studiu poate deveni anxios față de perspectiva unei performanțe scăzute la examen. În ambele cazuri, reluarea activității va fi însoțită de reducerea anxietății sau fricii și tocmai de aceea întărită. Sau să luăm în considerație persoana căreia, fiind mușcată de un câine, este frică de câini. Vederea unui câine activează acum reacția condiționată care la rândul său furnizează stimuli intern pe care îi numim frică. Frica persoanei de câini este, din punct de vedere al acestei teorii, un răspuns condiționat. Suntem tentați să ne întrebăm dacă o istorie de condiționare similară poate să stea la baza fricii de stimuli extern de diferiți la indivizi diferiți. Ar putea să ne ajute să explicăm și unele probleme omenești chinuitoare. Un pic de frică sau de anxietate poate fi un lucru bun atâta timp cât ne face să scriem, să studiem sau să fim atenți în trafic. Dar, în mod evident, nu întotdeauna este un lucru foarte bun. Clipă, o clipă, o Marius, da, clipă. avem Spune, spune. de frică să scriem și să ne fim atenți? Avem nevoie de doza asta de frică ca Nu. să producem. Nu avem nevoie să nu fim polarizați. Deci frica vine din polarizare. Câinele te mușcă, te prinde polarizat. Adică poți să ai orice alte gânduri care nu sunt legate de câine. Poți să nu vezi câinele, da? Dar tu să ai niște gânduri care sunt polarizate. Adică, pe o parte, absolutiste. Gândurile absolutiste înseamnă o stare de nervozitate, o stare de frică. Atunci câinele te mușcă ca să te ducă în neutralitate, că trebuie să te muște, să-ți distrugă polarizarea. Deci Dumnezeu te mușcă prin câine respectiv să te oprească, să te polarizezi, ca să nu vină ceva mai neplăcut mai târziu. Da? Deci, el nu spune cauza fricii. Cauza fricii este polarizarea, întotdeauna. Da? Când zicem că numai așa trebuie să fie lucrurile și le absolutizăm și ne gândim la un viitor fericit pe care noi îl programăm, adică ne facem un ideal în viitor și îl fixăm. Deci viitorul trebuie să fie așa. Când ai făcut chestia asta, te-a mușcat câinele sau ai pierdut examenul. Deci noi, examenele se iau într-o stare de degajare totală, în care să nu vrei un rezultat bun în viitor. Dacă vrei un rezultat bun la examen, vei pierde examenul. E polarizare. Și pierzi cu atât mai sigur cu cât ai alte polarizări din spate. Dacă omul acela tot timpul a fost încrâncenat să lupte, să învingă și așa mai departe,
Tocmai omul acela este cel care va pierde în viitor. Pentru că e voia mea peste voia lui. Trebuie mereu să urmărești în toate situațiile de viață, să nu ai, să nu, să nu-l forțezi pe Dumnezeu să facă ce vrei tu. Și atunci va fi bine. Dar schimbă oamenii, că el sub controlul oamenilor. El îi controlează pe oameni. Pardon. E polarizare. Deci, polarizarea este cea care generează frica. Absolutizarea un bine propriu. Virtuți, idealuri, principii, toate astea sunt cele care produc frică. Suferință, autosuferință. Da? Și generează situații de viață periculoase. Deci când absolutizăm principii, idealuri, reguli și virtuți, ne facem viața un chin. Ăla e iadul. N-ai voie să pui nimic din lumea asta pe primul plan, că înseamnă idolatrie. Chip cioplit. Ce înseamnă să mă iubești din toată inima ta? Adică nicio virtute pe primul plan. Când ai pus idealul, principii și virtuți pe primul plan, a pornit destrămarea vieții și a copiilor la fel. Deci trebuie să fim atenți la lucrurile acestea. Deci nu la ce zic ei acolo, atenți la nu știu ce zic ei aici. Să nu te muște câinele. Nu, asta e o consecință. Deci faptul că te mușcă câine, te mușcă pentru că ai în gând niște absolutism și te mușcă automat, că înseamnă agresivitate interioară și trebuie să ți o distrugă. A prins un câine lângă tine, te pun, dar te poate pune altfel, să-ți distrugă unul te împinge, te înjură, să face ceva. La servici intri în conflict. Deci ceva se întâmplă. Deci cel mai mare pericol este dat de absolutizări. Adică un bine propriu. Omul fixează binele propriu și întotdeauna gândește în această ordine viața lui, realitatea lui, așa o gândește el mereu, să-i fie lui bine. La fiecare pas caută un bine pentru el. Merge cu tramvaiul, în loc să meargă pe jos. Mănâncă plăcinta, în loc să nu mănânce. Deci caută un bine mereu pentru el. Se protejează pe sine. Ori la divin, ca să înainteze Dumnezeu, trebuie să nu te protejezi, că altfel nu înaintează. Că noi nu știm ce înseamnă Dumnezeu. Nu te proteja înseamnă Dumnezeu. Nu-ți căuta binele înseamnă Dumnezeu. Iar la nivelul gândurilor să ai totul unit, gândurile unite, să nu zici că ceva e mai bun decât altceva, că înseamnă diabolizare și trebuie să ți-l scadă. Și real, dacă faci lucrul ăsta frecvent și asta facem fiecare din noi, real, atunci din față avem numai nenorociri, suferințe de toate felurile, lucrurile nu ies bine. Dar nu ies bine pentru că noi suntem polarizați. Adică nu lăsăm pe Dumnezeu să înainteze și să ne facă viața frumoasă. Ar fi simplu, trebuie să te retragi tu. Te retragi tu și lași pe el. Dar asta înseamnă, în traducere, înseamnă să nu-ți cauți bine, să cedezi bine tău celuilalt, dreptatea ta, adevărul tău, să nu-l pentru dreptatea ta niciodată și să cedezi întotdeauna. Să nu-ți vrei binele este Dumnezeu. Și nimeni nu poate să-și chipuie, adică toată lumea este, a fost așa spălată pe creier, o viață întreagă programată să-și caute binele și deodată aflăm că a nu-ți dori binele este de fapt prezența lui Dumnezeu. Dar nu face nimic pentru tine, a face totul pentru celălalt. Și atunci nu ai ce să pierzi și nu mai ai frică, dispare frica. Deci vezi, lucrurile astea nu sunt spuse aici, absolut deloc. Tot ce spunem noi este diferit și opus la tot ce zic ei acolo. Ei au în perspectivă cum să obținem, cum să-i facem pe oameni să determine, să-i determinăm să facă ce vrem noi, da? Să fie un sclav bun, diavol bun, dar și să nu fugă. Să nu fugă și să nu evite. Că există și posibilitatea, ai văzut, pe care eu o observau să evite. Să evite să execute porunca. Deci s-au gândit, au folosit, au creat această știință doar ca să găsească instrumentele prin care să-l supună pe om. Și să facă ce vrea el. Atât. Să facă niște roboței din ei. Sunt programele, e softul, ăsta e softul de programare. Nu? Acum trebuie să ne creăm propriul nostru soft, Marius. Da, trebuie să creăm un soft invers, sigur. Și asta facem. Noi am creat un alt soft. Identificarea pe suflet. Că la sufletul nu vrea nimic pentru sine și e dificil. Că noi am fost obișnuiți să căutăm ceva pentru noi și acum trebuie să facem pe dos. Să nu căutăm ceva pentru noi și nu ne convine. Hai mai departe. Unii oameni Unii oameni devin atât de anxioși în timpul examinărilor, încât nu pot fi la înălțimea posibilităților lor, chiar dacă sunt foarte familiarizați cu materialul din care sunt examinați.
unor oameni le este atât de frică de respingere, încât devin încordați în situații sociale, iar în acest fel sunt incapabili să funcționeze în mod natural, drept pentru care invită la respingere. În fiecare dintre cazuri ne-am putea gândi la anxietate ca la un răspuns condiționat pe care persoana îl elaborează în mod obișnuit, în anumite condiții, stimul. De fapt, Miller a scris mai târziu o carte în colaborare cu un coleg, John Dollard, intitulată Personality and Psychotherapy, în 1950, bazată pe aplicarea principiilor condiționării unor comportamente umane complexe, în special comportamentului ineficient sau Și autodestructiv. discutam noi, pe ei interesează să condiționeze comportamentele umane complexe, adică să ne pună să facem ce vor ei, și în special comportamentul ineficient, că ei vor să obțină un rezultat bun sau autodestructiv. Asta este scopul lor, să le blocheze pe astea și să stimuleze comportamentele așa cum vor ei, să îi ducă pe oameni să facă ce vor ei. Atât, asta este singura preocupare a stăpânirii. Adică să-și conserve stăpânia. În momentul în care omul funcționează pe ego, automat o să fie un comportament ineficient și autodestructiv la o parte din populație, pentru că nu toți sunt făcuți să funcționeze perfect pe ego. Păi, asta este pericolul cel mai mare, să cadă în fundal, în divinitate. Nu toți funcționează pe ego. Și Mă acum este gândesc un fel la. de plusare, când îți dăm venit minim garantat, e o plusare a ego-ului. Ego-ul devine mult mai puternic. Este, de fapt, o unire în ego-uri. Cum intră aici copiii ăștia cu ADHS și alte prostii pe care ăștia i-au identificat? Care au probleme de concentrare la școală, știi? Ei nu pot să urmărească dislexici sau așa, nu pot să urmărească toată paranghenea la aia Păi asta a din fost școală. nebunia. Stăpânii lumii au vrut să perfecționeze, că asta le dă posibilitatea asta, științele, inteligența artificială, calculatoarele, le dă posibilitatea să crească controlul foarte mult și ei au fost interesați să cunoască foarte bine comportamentul oamenilor. Dar problema este că în momentul în care au investit mult mai multe mijloace în creșterea controlului, cunoaștere, calculatoare și mai departe, cu atât pierd controlul mai repede. Deci faptul că apare asemenea copii, știi, cu ADHD sau mai știu eu care, da, sunt de fapt cei care nu pot, deci pierd controlul. Deci cu cât caută un control mai mare folosind calculatoare și aceste științe aplicate, cu atât ei pierd controlul mai repede și nu-și dau seama. Deci zona de ansamblu la fel. Înțelegi? Nu vor să vadă că cu cât vor un control mai mare, cu atât omul se eliberează mai mult. Cu cât vor să-l asuprească, să-l închidă mai mult, cu atât el se eliberează mai repede. Deci apare un paradox. E Da, invers. mental. Da, cu atât ies, pe exemplu, îți dă ID-ul digital, te leagă, îți dă venit minim garantat, dar omul capătă după aceea. Deci e deocamdată zis că lasă că ne ocupăm de situația respectivă. Întâi să deposedăm de materie, să ne consolidăm noi. Ei s-au gândit mai la ei, când le crește, ei devin proprietarii tuturor pământurilor, a tot ceea ce există, și le crește puterea absolută. Și ei se simt Dumnezeu pe pământ. Dar nu s-au gândit că momentul în care te deposedează, de fapt, exact ca la comunism. Când te-a deposedat, capeți o stare de libertate, îți recâștigi omenia și libertatea. Da? Și te ajută, de fapt, încercând să te înrobească, ei de fapt te ajută să te eliberezi mai mult. Și vor obține rezultatul invers. Adică din ce în ce mai mulți oameni se vor elibera, voi zice, bine, foarte bine, îmi plătește asta, eu îmi văd de viața mea, s-ar putea să găsească soluții pentru că să facă cluburi în care să se întâlnească, să discute, nu? Și mai departe, și vor uni și mai mult, cum să zic eu, se vor apropia unii de alții mai mult. Ei vor să te atomizeze și vor obține rezultatul invers. În momentul în care vor constata că masa oamenilor care se opun sistemului este foarte mare și ei de fapt au pierdut, se vor opri.
De-abia atunci. Dar ne vor duce pe alt nivel. Pe un nivel în care materia nu se mai fie importantă și probabil va fi o altă omenire atunci. Deci există speranță. La început, în perioada asta de început, acum noi vedem doar lucrurile că ne ia posesiile, pierdem libertățile și mai departe. La început, dacă după ce le vom pierde pe toate acestea și nu vom mai avea nimic de apărat, vom descoperi natura noastră adevărată, imediat se trezește și ne vom putea uni unii cu alții, fie și fără fizic, adică să te întâlnești cu ceilalți, doar din starea interioară. Starea interioară va fi de unire. Știi? Și de fapt atunci vă dați seama că au pierdut. Deci Dumnezeu te desprinde, că trebuie să te desprinde de materie și de energie, dar în viitor asta înseamnă de fapt o recăpătare, pierderea atașamentului de materie, înseamnă un nou tip de civilizație. Ne îndreptăm spre hipercivilizație. Hipercivilizațiile nu au bunăstare, nu au posesii și nu împart în bine și rău. Asta este caracteristica fundamentală a unei hipercivilizații. Deci ne îndreptăm spre această poziție în care ceea ce este rău, de fapt, te eliberează. Și este fantastic. Nu știu dacă în timpul vieții noastre se va întâmpla, noi trebuie să fim deschiși, dar să nu ne amărâm când avem de ce să ne amărâm. Lucrurile astea trebuie să le pierdem pentru că este binele nostru, binele sufletului. Noi vom câștiga suflet. Deci ceea ce ei. Noi, majoritatea oamenilor consideră că va fi o pierdere, de fapt, cel mai mare beneficiu pentru suflet. E o pierdere pentru ego, dar e eliberarea sufletului. Uite, câți oameni se duc la un serviciu sau fac o activitate care îi golește emoțional și energetic numai pentru că au de plătit rată la bancă. De ar putea să facă sau sunt aletat să facă ceva mult mai creativ, dar nu pot să o facă pentru că nu ar mai avea unde sta. La fel și mamele care trebuie să ducă să lucreze în loc să, chiar, când ele ar vrea să stea cu copiilor acasă. Dar nu pot să o facă pentru că trebuie să-și asigure ziua de mâine. Deci, într-un fel, dacă vine și ți asigură tot, deja ai o grijă mai puțin. Știi, ca și atunci când tu nu mai stai în chirie, casa ta e posesia ta, ești, te simți deja un pic mai liber. Pentru că nu mai trebuie să mai tragi atât cât trăgeai înainte. Nu mai ai grija aia că mai am încă 10, 15, 20 de ani de muncit la jobul ăla care mă omoară și te omoară până la urmă. Trebuie să vedem și partea pozitivă. Vine cu restricții, dar eu consider că o să fie pentru cei care sunt și așa polarizați și care Aia absolutizează vor un suferi anumit. sau vor muri sau se vor îmbolnăvi. Da, Da. dar va fi o eliberare a sufletului. Este apocalipsa egoului, dar este eliberarea sufletului. Asta este prețul și este extraordinar de frumos și de măreț. Nu. No. Pentru că îți dai seama, te și obligă ca să te comporți doar ca suflet. Adică nu să ai activități din ăsta de a câștiga. S-a dus alea, ideile de a câștiga, da? Și rămâne doar într-ajutorarea, schimburile de idei, de înțelegerea fenomenelor vieții, nu știu, rămâne partea sufletească care se va înflori. Foarte bine. Tot rău este pe bine. Sigur. Hai să vedem ce zice ultimele rânduri. Nu putem urmări aceste idei aici, totuși, un alt capitol se va opri asupra unei alte direcții de cercetare pe care Miller a urmat-o, subiectul strâns legat de conflict, în capitolul 11. Iar conceptul de frică ca o stare motivațională învățată a fost extrem de productiv, fiind atins și în alte capitole ale acestei cărți, în 11 și capitolul Să citim 26. capitolul 11 despre conflict. Sunt foarte curios. Abia aștept. Da. Capitolul 11 despre conflict și probabil 26. 11 și 26 următoarele ca să fie o Legătură cu curgere între. frica. Și 11 Da. este următorul. Neil Miller, conflictul. Foarte Exact. interesantă carte. Superb. Deci te distruge, adică îți ia toate perspectivele și speranțele, dar în același timp îți dă mult mai multe speranțe. Pe de o parte, da. Da.
Te liberează, am terminat. simțit eliberare după ce l-am discutat pe alea două primele. Da, cred că eliberarea vine din faptul că înțelegem un pic mai mult cum s-a făcut, cum se face treaba. Dar și vezi ce face Dumnezeu? I-a pus pe ăștia să ne desprindă de materie, dar nu le dă posibilitatea să vadă că de fapt noi vom cădea în suflet, știi? Și de fapt o binefacere pentru noi. Nu? Da. Nu ne dă Nu, voie. nu e. Nu știu dacă ei văd Nu partea aceasta. conștientizează, că dacă conștientizau, se opreau. Nu, cred că ei sunt îmbătați de putere, de mai multă putere Da, acum. sunt îmbătați de putere și astea. Ei văd numai rezultatul, răsplata. Bun, mulțumim frumos! Bine, Marius.